salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 216 într-o ediție experimentală, pentru că sunt solo astăzi și o să încercăm să facem lucrurile un pic diferit până când își revine Radu. Are o mică, să zicem așa, scutire medicală astăzi. În ediția de astăzi avem o mulțime de știri prin care o să încerc să trec ceva mai repede decât de obicei, să vedem dacă ne și iese. Pe scurt, știrile vor fi următoarele. La noapte intrăm în Schengen cel puțin pe aeroport, trebuie să știi că se schimbă niște chestii acolo, sunt niște reduceri la Apple, o să-ți spun de ce este asta important, mai ales pentru iPhone 15. Se pare că avem antidot pentru HIV, SIDA, dar cu toate astea tot mai mulți oameni fac cancer și după toată discuția despre cancerul prințesei Kate, care a o conspirație, am mai aflat că și alți oameni se îmbolnăvesc dintre cei cunoscuți. Mai nu avem conspirații însă peste tot și de ce ar fi scăpat și atacul de la Moscova, atacul terorist, unde rușii, mai nou, nu prea mai cred varianta oficială cu uh, atacul teroriștilor din Tajikistan. Uh, apoi mai avem o știre cu omul care a primit implantul Neuralink și deja o arde pe gaming, stă nopțile și <gângă> bagă Civilization. Iar mașina zburătoare din Europa a fost cumpărată de chinezi cu totul și va zbura în China exclusiv. Uh, și de ce să nu începem, evident, la mema săptămânii cu două dintre chestiile care, evident, ne-au ne zăpăcit cu totul. Iar prima cu care vreau să vă trezesc, în afară de un pahar de Aquarobinetica. Este această româncă din tren care nu a vrut să-și plătească biletul aparent, a apărut pe Reddit. Ia uite -o. Acest conductor de tren s-a săturat să mai îndure. Însă, genul ăsta de reacție, sincer, nu cred că am mai văzut. Nu șa că ați văzut cazul ăla da, recent de da, da, da. anul trecut cu tip-aia care a apărut în avion uh, și striga uh, la un tip din avion acolo și spunea că ar fi necurat și așa mai departe, și oamenii s-au agitat foarte tare să iau urma. Până la urmă a fost găsită cu mare dificultate pentru că cineva se îndrăgostise de ea. Eu cred că cel acesta de femeie, cu siguranță, pentru ea există un bărbat undeva pe lumea asta. Sunt tare curios cine ar putea să reziste, pentru că acest conductor se pare că a văzut destule răgnetul ăla, nu a venit din lumea noastră, e din Underworld. Însă, mergem mai departe pentru că mai am o a săptămânii, v-am promis. Știți, ați auzit, dacă v-ați uitat la știri, n-aveați cum să scăpați de știrea asta cu doamna aceasta român, sa din Spania, care a crezut că Brad Pitt s-a îndrăgostit de ea pe TikTok. Și ce crezi că i-a cerut Brad Pitt? I-a cerut bani și ce crezi că a făcut doamna? I-a trimis bani. Am văzut știrea, am auzit-o vorbind, știrea a fost peste tot pe Digi24 mai ales, mi s-a părut una dintre chestiile alea care trebuie să ne reamintească, Uite și tu, adică femeia chiar nu -are, are nicio vină, dar naivitatea până la urmă ajunge să ne coste. Vom vedea din ce în ce mai multe fake-uri, deep fake-uri și am să vă arăt unele um, ireal de realiste astăzi, uh, iar oamenii de vârsta asta uh, vor deveni victime din ce în ce mai des. Și tocmai de aceea trebuie să vă încurajez încă o dată să stați de vorbă cu părinții, cu mătușele, cu bunicii voștri și învățați despre nenorocirile astea care circulă. Tocmai de aceea Curiosity are și această componentă de meme-uri, dar și de fake-uri și de inteligență artificială, pentru că mie mi-e teamă că anul acesta vom vedea niște schemuri cum nu s-au mai văzut. Aud de la toate băncile deja care sunt, că sunt foarte stresate în legătură cu numărul mare de, de țepe care se dau și ultima chestie pe care am auzit-o, spre exemplu, este că una dintre bănci uh, a trecut la a uh, desfința multiprofilul. Sunt oameni care au și firmă, au și persoană fizică pe același cont. E bine, va, uh, o să oblige pe acești oameni să folosească mai multe aplicații diferite pentru contul de persoană fizică și cel de firmă, ca în cazul în care una din aplicații este hecărită. Uh, atacatorul să nu aibă acces la fondurile din celelalte conturi. Și totuși, parcă luptam de ani de zile să facem lucrurile să întâmple mai ușor, e bine, birocrația continuă. Am și zis și eu pe Twitter, X, că, um, spre exemplu, mi este mult mai ușor să folosesc banii sau serviciile bancare de pe telefon sau de pe card, însă, în sucursală, um, omul acela de la Tejghia nu nu vrea să stea de vorbă cu tine dacă nu ai plasticul ăla cu cartea de identitate. Uh, în continuare avem această diferență foarte mare între ce se întâmplă online și ce se întâmplă în lumea fizică. În lumea fizică uh, suntem uh, foarte, foarte clasici. Ni se pare că nu putem fi păcăliți câte vreme stăm de vorbă cu cineva față în față și ne arată o bucată de plastic, dar pe internet deja uh, nivelul de sofisticare al acestor atacuri a depășit orice fel de limită. Și acum, hai să trecem la câteva știri internaționale foarte rapide, pentru că sunt spre 90% bărbați care se uită aici. Cel mai probabil ați auzit de Andrew Huberman. Am mai vorbit despre Andrew Huberman aici și cu Paul Olteanu, Mind Architect, pe care îl salut, Paul. Din câte am văzut, s-a întors la podcasturi și bagă bine pe Mind Architect. E bine, în ultima săptămână a început să circule pe internet un super cancel teoretic, la adresa lui Huberman. Este acest articol din New York Magazine. New York Magazine are această revistă numită Intelligencer și au alocat un articol kilometric, rar mi-a fost dat să citesc așa ceva, nu am reușit să-l termin pe tot, uite știu cât e, este super, super lung, în care au încercat să scoată la iveală niște probleme de caracter ale lui Andrew Huberman în relația cu cel puțin cinci femei, dar și câțiva oameni cărora le-a promis chestii și nu s-a prezentat la timp niște chestii genul ăsta și când am văzut articolul și eu am fost, băi stai puțin, este e omul care ne vorbește despre neuroștiință, despre dușuri reci, despre cum să dezvolți masă musculară, chestii de felul ăsta, sunt foarte mulți oameni care îi urmăresc inclusiv rutina aceea de dimineață, e bine, mă așteptam ca acest articol să scoate la iveală poate niște Uh, nu știu, un plagiat, niște cercetări false, niște nenorocit de genul ăsta. E bine, tot articolul din New York Magazine este despre viața lui privată și cum Andrew Huberman aparent, teoretic, ar fi jonglat într-o perioadă de vreun an și jumătate, doi, cu cel puțin cinci femei diferite și cu două dintre ele în același timp. Acum, sincer, nu este treaba mea să jude caracterul lui și cred că niciuna dintre noi. Însă, pe mine, la Andrew Huberman nu mă interesează decât partea de cercetare, podcasturile și informația pe care aduce și, din toate lucrurile pe care el le vorbește public, nu am găsit nimic care să fie contrazis aici. Ba mai mult, cei de la New York Magazine desfășoară investigația asta, spun ei, de luni de zile, ba chiar au luat legătura cu cei de la Stanford, unde este profesor asociat Huberman și cei de la Stanford au refuzat să dea curs acestei solicitări a lor, nu au luat niciun fel de măsură împotriva lui Huberman, ba mai mult decât atât, în zona în care are el laboratorul la Stanford există cu, au pus mai nou semne ca să nu mai treacă uh, vizitatori prin zonă, pentru că sunt foarte mulți fani al lui Huberman care uh, se duc pe la Stanford pe acolo. Uh, am fost și eu odată în campusul acela, uh, dus de un român, la uh, Ladislau Galamboș, care făcea cercetare acolo și este un campus uriaș. Însă poți să intri ca turist acolo dacă știi unde să te duci, dacă este o chestie foarte mare, ca un Ei bine, laboratorul lui Huberman a devenit un fel de loc de pelerinaj a Barnam, omul arată de mulți faini. Nu am o concluzie, nu vreau să trag eu nicio concluzie în legătură cu Andrew Huberman, însă aș, aș da totuși un pic de crezare și celor care spun că poate are niște probleme de caracter. Întrebarea este cât de mult ne interesează lucrul ăsta. Ca să parafrazez pe cineva care comenta la una dintre chestiile de pe social media pe care am văzut-o, zicea, și ce au descoperit este de pe Huberman să nu spui că și-a schimbat regimul de dimineață și a început să bea cafea în primele 10 minute, că asta m-ar supăra cel mai tare. Pe cei mai mulți oameni serioși nu prea interesează viețile private ale acestor cercetători, oameni de știință. Adică dacă stai să sapi un pic, o să descoperi, spre exemplu, că Elon Musk are foarte mulți copii cu foarte multe femei. Acum, din nou, nu spun că este un comportament normal, dar nu cred că chestia asta ar trebui să fie pusă, nu știu, în balanță cu partea de știință sau de dezvoltare de tehnologie, de orice altceva. Trebuie să învățăm să separăm lucrurile astea, însă în lumea în care trăim noi, super vedetele, oamenii foarte cunoscuți, încep să nu mai aibă loc unde să se ascundă și orice mărunțiș din viețile lor private, iată că va ieși la iveală. Nu mai putem avea idoli cum aveam, spre exemplu, în copilărie, când ne imagineam cu toții că persoana aia la care ne uităm noi acolo sus, în vârful dealului, este cu adevărat, nu știu, un geniu, un om impecabil sau chiar un sfânt. Nimeni nu este sfânt, însă eu cred că Andrew Huberman este net pozitiv în ecuația asta și uh, cu siguranță nu mă interesează atât de mult viața lui privată. Dar, dacă tot vorbim despre bărbați care sunt în momentul acestei investigați, hai să vă vorbim despre cineva care s-a trezit uh, swatted, adică Puff Daddy, uh, Sean Combs, Sean Diddy Combs își tot schimbă numele, a fost vizitat de autoritățile federale și de Homeland Security, aparent, pentru um, o investigație legată de trafic de persoane. Și, după chestia asta, tot internetul a la foc. Um, că aș fi plecat cu jetul undeva în Caraibe, de fapt nu era acolo au apărut o grămadă de poze pe internet și din chestia asta a pornit și o dispută în care 50 Cent, spre exemplu, a dat pe internet că unde Jay-Z, care e bun prieten cu Puff Daddy, în toată povestea asta. Acum, e o, e o dispută întreagă între Puff Daddy și 50 Cent, dar și mai multe persoane cu care el a fost implicat în tot felul de proiecte. Nu știu câți dintre voi urmăriți, spre exemplu, competițiile acestea de talente din Statele Unite, Însă era o formație pe care a făcut-o acolo, cineva din formația era nemulțumit și mai este și fosta lui parteneră de viață care tot îl acuză că s-ar fi comportat violent cu ea, deși femeia a stat în relație cu el aparent mai mulți ani până când ar fi luat decizia asta, să, această chestie să iasă și să vorbească despre el. Nu știu, ori i a convenit aranjamentul de business, ori, într-adevăr, oamenii de genul ăsta sunt atât de puternici încât pot să țină cu forța, an de zile, oamenii uh, închiși sau să-i uh, să manipuleze atât de puternic. Uite și postarea lui, lui 50 Cent. Are a, a postat capturi cu imaginile de la raid și după aceea a pus și poza aia cu cutia de lapte care este folosită în Statele Unite pentru a anunța dispariția unor copii. Se pune poza pe cutia de lapte și așa, dacă cineva îl recunoaște pe stradă, poate să anunțe autoritățile. Apropo de chestia asta, sunt foarte mulți copii în care sunt răpiți în Statele Unite și auzeam de dimineață în niște situații foarte ciudate, spre exemplu, cu femei care se trezesc în Manhattan, în New York, că sunt, primesc câte un pumn în față, în mijlocul zilei, de la un ciudat. E bine, altădată n-am fi auzit despre lucrurile astea, dar mai multe femei au pățit chestia asta, au postat pe social media și asta s-a întâmplat în ultima săptămână și acum poliția caută pentru că au descoperit că e același tip care le salută pe femeile astea după care le lovește. Un nenorocit care, evident, trebuie prins. La fel cum, cel mai probabil vor fi prinși, a, uite că au și fost prinși, ceea ce mă bucură foarte tare, că o femeie a fost amenințată cu arma în trafic în București, iar agresorii, nu se vă vine să credeți, erau în el și ea, care aveau la ei preori paralizante, 50 de bile de cauciuc și o butelie pentru a încărca o armă cu, cu aceste bile. Uite, o, o, tânăra din mașina aia avea la un pistol și a încercat să fugă. Deci, ăștia doi, care aveau 19 ani, mergeau cu mașina, el probabil abia își lase permisul, și au, au dat deja de road rage, adică evenimentele acelea în care te enervezi foarte tare la volan și simți nevoia neapărat să duci să-i faci ceva celuilalt. În cazul ăsta, o femeie. Femeia a sunat la 112 ca să anunțe că un șofer care circula pe o stradă din sectorul 1 i-ar fi pulverizat cu spray paralizant în ochi și ar fi amenințat-o cu pistolul. Deci, el s-a enervat atât de tare, la 19 ani mergea cu mașina pe stradă, l-a enervat o femeie și s-a dat jos. Pe păi dacă am face toți chestia asta, cred că ar fi ar mirosit tot, tot sectorul 1 și nu numai a spray paralizant în permanență. Eu în fiecare zi feresc foarte mulți șoferi care fac manevre nepotrivite. Sunt pregătit să pariez că am momente când și eu, poate din neaten neatenție, mai încalcă o bandă sau cine știe pe cineva incomodez, până la urmă orașul ne pune pe toți la încercare, însă atunci când ajungi la așa ceva, e clar că trebuie să intervină poliția și până, până la urmă și șoferul, dar și tânăra din mașină cu, cu pistolul respectiv au fost identificați, însă în momentul în care poliția a încercat să-i oprească, fata a coborât și a fugit încercând să scape. Iar polițiștii au găsit asupra ei un, un, o armă tip revolver. Acum, întrebarea este: dacă la 19, -19 ani tu deja omli cu un pistol la tine, chiar dacă este cu bile, întrebarea este cam care sunt planurile tale de viitor? Sau și mă gândesc. Avea la 50 de bile de cauciuc și două spray paralizante. Unde se ducea? Care-i treaba acolo? Pentru că, din câte aud, genul acesta de violență uh, ușoară, rapidă, nu se întâmplă doar în trafic. Polițiștii au chemat zilele trecute, inclusiv au fost chemați în școli pentru că o fată nemulțumită de un coleg a chemat doi băieți mai mari să vină să-l civilizeze. De chestiile astea mai auzeam și noi când eram prin liceu, nu ajungeam să și la știri, violența este, cred eu, mai puțină ca niciodată, încă mai este prezentă, încă ne atrage, după cum vedeți, atenția, dar una peste alta, cred că avem mai puțină violență ca altă dată. Nu, nu aș fi chiar atât de stresat de numărul mare de cazuri de genul ăsta, deși fiecare dintre ele ar trebui, evident, luat foarte în serios. Tot la capitolul știri locale, aș mai insista pe una. Ceea ce vedeți în fața voastră, apropo, este chiar Andreesca. Am văzut că umblă o grămadă de clipuri pe internet cu deepfake-uri cu Andreesca. Ei bine, știrea asta este pe bune pentru că e de pe site-ul celor de la ProTV și am văzut această investigație făcută de la Vinia Petra cu escrocheria care te lasă printr-un singur apel fără niciun ban în, în cont și este imposibil de combătut. Problema care este? Mai nou... Începe să meargă și la noi și nu înțeleg de ce operatorii de telefonie permit lucrul ăsta, apelurile de pe numere la care se face spoofing. Spoofingul ce este? Un hacker, să-i zicem, poate să încerce să te apeleze de pe un număr fals sau, în loc de număr de telefon, să ți apară un text acolo sus. Există tot felul de posibilități de a suna în pe rețelele din România, de pe tot felul de rețele de voice over IP, de pe esimuri, din alte țări, din alte jurisdicții, în care măsurile de securitate sau restricțiile asupra, ce, asupra celor care își modifică numărul de telefon nu sunt la fel de severe ca la noi. În România, în Europeană, Statele Unite, din câte știu eu, nu poți să-ți modifici numărul tău de telefon când sun pe cineva. Însă, în experiența mea, la începuturile carierei mele în televiziune, acum mai mult de 20 și de ani, eu am cunoscut pe cineva care reușise să facă chestia asta într-un mod destul de interesant. În Prin rețele de telefonie, apelurile noastre, într-adevăr, circulă de la numărul nostru de telefon la un alt număr de telefon. Însă, numărul nostru de telefon pot fi modificate pe traseu. Ele circulă cumva pe un canal separat de date. Și tocmai de aceea ne putem ascunde, spre exemplu, numărul când sunăm pe cineva. Apelul se va aduce, dar putem să sunăm de pe număr necunoscut. Nivelul următor este să-ți modifici numărul de pe care ai sunat și tocmai de aceea, de multe ori, uh, am mai văzut pe parcursul anilor, cel puțin, atunci când primești SMS-uri sau apeluri și nu vezi un număr de telefon, ci vezi un text. E bine, pentru niște SMS-uri din astea de, um, de promo, de spam-uri din astea comerciale, hai să zicem că până la un punct ar trebui să fie suportabil, dar nu neapărat acceptabil. Din punctul meu de vedere ar să fie ilegal. Și tocmai de, de aceea, autoritățile de la noi nu ar trebui să permească pur și simplu, nu ar trebui să permită intrarea unor apeluri de pe numere de telefon care nu pot face legătura între caller ID, ca așa se numește numărul de telefon, caller ID-ul cu care suni, și identitatea ta. Acum, evident, autoritățile nu pot să verifice identitatea celor care sună din străinătate încoace, însă există posibilitatea de a bloca apelurile la care există această suspiciune că nu e, nu e un număr de telefon, să nu permită apeluri de la. Um, în loc de color ID, să nu, permi, să nu permită cifre, adică să nu permită litere în loc de cifre, și întotdeauna numerele care sună să nu fie cele din străinătate, cel puțin să nu fie numere scurte și să aibă neapărat prefix. Caller ID-ul acela poate fi manipulat, asta facă în momentul ăsta, hackerii și combină. Chestia asta cu cel mai nou avans în domeniul inteligenței artificiale, până când se vor prinde toți oamenii din toate păturile sociale. Că acum nu e vorba doar despre cei care se uită la curiozități, care au o inteligență și o educație peste medie, și tocmai de aceea faptul că țineți pasul vă păzește cumva de genul ăsta de atac. Dar gândiți-vă că cineva de o vârstă mai înaintată este sunată, o femeie, să zicem, în vârstă din Spania, de cineva care are aceeași voce cu Brad Pitt. O să crezi! Femeia a crezut doar din mesaje și câteva poze photoshopate de un filipinez, pentru că un filipinez i-a trimis mesajele alea, care a ajuns să-i trimită și bani, peste vreo 1000 de euro, 1300 de euro, ceva de genul ăsta. În momentul acesta există unelte de inteligență artificială care îți permit să faci niște deepfake-uri fantastice și o să vi le arăt imediat. Apropo de chestia asta, dacă vreți să vedeți mai multe despre toată revoluția asta cu inteligența artificială și pe ce stă ea, vă recomand clipul de săptămână asta a lui, de, de acum o săptămână deja, are de acum o săptămână, al lui Radu Neagu. Este în conoare foarte bună. Explică cum a evoluat tehnologia de la NVIDIA și de ce sunt ei atât de avansați, de ce este compania aceasta atât de valoroasă. Problema este că avansul celor de la NVIDIA, procesoarele pe care ele folosesc, se leagă foarte mult de aceste servicii online care fac modificarea de voce, de video, de identitate, ba chiar pot să te recreeze pe tine cu totul și mai nou pot să motorizeze și roboți. Încă o dată, un material foarte bun, chiar vă recomand să-l faceți și eu a trebuit să mai vin cu un update la seria mea despre inteligența artificială, însă aici Radu s-a concentrat mai mult ca să vă explice pe ce soluții hardware stă în momentul acesta, această evoluție. Iar eu am publicat, în sfârșit am, 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 făcut public un material care stă de mai bine de o lună pentru membrii, testul nostru din Las Vegas cu Lucid Air, Grand Touring, pe care am filmat-o împreună cu Andrei Brătucu. Și zicea cineva, zice, cum adică o minune naturală făcută de mâna omului? Pentru că, dacă ești atent ce am zis eu acolo în text, lacul din spatele meu din filmarea asta este o minune naturală ca toate celelalte din Las Vegas. Era o ironie, da? Era un pan. Însă, mașina nu este un pan, este o limuzină în toată regula, o mașină pe care îmi doream de mult să o conduc. Am, chiar am luat legătura cu cineva care lucrează la Lucid și era cât pacit să o conduc într-o variantă oficială, nu am reușit, după care am vânat-o grămadă prin Las Vegas. Andrei știe, am stat pe tur, am căutat -o de la un proprietar la altul, găsisem în cele din urmă pe cineva care um, a avut un Lucid, dar tocmai cel vânduse și motivul pentru care omul își vânduse mașina a fost pentru mine surprinzător la o limuzină care a costat peste 100 de mii de dolari. Mașinile acestea au și niște defecte, au niște probleme, se vede clar că suntem încă în prima etapă de dezvoltare, în primele loturi, dar te încurajez să vezi clipul meu de, de, de review pentru că tocmai ce am descoperit după aceea că mașina asta se vinde deja în Germania și exact ce intuiam eu... Dacă eu au produs peste 8400 de bucăți anul trecut și am vândut 6100, unde e diferența? E bine, am găsit-o. Diferența de producție din 2023 e pe stoc și poți să-ți cumperi în momentul ăsta. Hai să vă și arăt că sunt pe site-ul Lucid Motors din Germania în momentul ăsta. Sunt prezenți în momentul ăsta în Germania, în Elveția, în Olanda și în Norvegia. Mașini disponibile, fără fugbare, Autos. Ia uite, hai să vedem un pic la configurator, să vedem cam ce mașini sunt pe stoc. Ia uite, am găsit mai multe, toate, apropo, sunt în variantă cu uh, dual motor, așadar uh, uh, all-wheel drive, însă, din câte știu eu, acest Air Pure uh, începe, a, a început să vândă deja în Statele Unite de la 75.000 de dolari, în versiune single motor, dacă nu greșesc, cu o putere ceva mai mică, însă, în realitate, uh, și mașina pe care am condus-o eu nu mi s-a părut deloc lentă, deși nu era versiunea aia, Sapphire cea mai puternică, nu cred că la mașinile astea electrice ar trebui să vânezi neapărat performanța de top, decât dacă ești în etapa aia în care îți dorești foarte foarte o accelerație uite de 4 uh, secunde uh, de la 0 la 100. Cam așa arată ofertele, uh, sunt cea mai scumpă mașină pe care am găsit-o pe stoc, este un Air Pure de 110.500 de euro care are pe lângă faptul că are, toate sunt dual motor, are interiorul ăsta de piele, sunt trei variante de interior de piele, jante pe 20, scaunele din față au, um, să zicem așa, um, poziționare pe 12 axe și um, mai e o chestie, ia să vedem dacă... da. Toate mașinile care sunt pe stoc vin, cu, vin fără trapă de sticlă, au o, o, plafonul din aluminiu. Știu că printre cei care mă urmăresc sunt și oameni pasionați de mașini electrice. Dacă vă ține buzunarul și vreți să experimentați cu mașini așadar încă continuare din 2023, cu riscul ca unele din ele să aibă niște minusuri de calitate pe care vi le-am arătat în clipul de la mine, dar cu toate astea niște mașini foarte interesante le puteți găsi pe stoc iată deja în Europa și sunt convins că dacă negociezi un pic poți să iei și fără TVA. Cu siguranță ar trebui să poată pentru că mie mi-a cerut cod de TVA când am făcut configurarea. Mă uitat, spre exemplu, la cel mai ieftin acest AirPure. Dacă mă uit la detalii, iată, uite, este într-o vari în variantă ceva mai simplă, îmi place și culoarea. La interior, vă spuneam, toate interioarele sunt de bună calitate, dar pe măsură ce mai plătești, obții o piele și mai bună. Hai că am și un breaking news pentru cei care tot așa nu au urmărit știrile săptămâna asta. Știu că sunteți destul de ocupați. Ar trebui să știți însă să vă așteptați dacă aveți de gând să zburați în perioada următoare că se schimbă niște chestii în aeroportul de la Otopeni. O să dispară foarte multe din punctele de control de pașapoarte cu care v-ați obișnuit probabil. Acolo unde se fac cozile alea infernale eficată după security. În continuare, nu o să scăpăm de cozile de la security. Apropo, tot respectul pentru tinerii de acolo care fac control de securitate, fac o treabă excelentă și se mișcă cât pot ei de repede, însă aeroportul de la Autopen nu este cel mai spațios și cu siguranță are nevoie de extindere. Asta e o discuție întreagă pe care am putea povesti. Vă zic doar atât că de pe, vremea când eu eram corespondent pe transportul la ProTV, existau planuri concrete pentru a lăți drumul din spatele pistei și să se facă acces pe acolo pentru un al doilea terminal. Și asta era o chestie de acum mai mult de 15 ani. În continuare, terminalul acesta este foarte chinuit. Avem doar extinderea pentru control, terminalul nou, cum ar veni, pentru controlul de securitate, însă mai este nevoie de cel puțin încă unul la cât de mult trafic este acolo. Ce trebuie să știți, însă, undeva la 70% din zboruri sunt către zona Schengen, așadar, nu veți mai face control. De pașapoarte, dar îți face control de securitate. Iar pentru cei care zboară în afara uh, zonei Schengen, uh, punctele de frontieră s-au mutat în capăt de tot, în capătul vioarei acolo de tot, unde sunt ultimele porți. Acolo mai, mai este un punct de control uh, pe, pe la care veți trece înainte să ajungeți la poartă. Așadar, dacă ați trecut de security și vă plimbați prin duty free-uri, vă luați o gustare și așa mai departe, dacă trebuie să ajungeți la poarta de îmbarcare și sunteți într-un zbor extra Schengen, cum ar fi Dubai, Istanbul... Marea Britanie, că sunt toate în afara în Schengen, trebuie să nu uitați că va trebui să mai faceți și un control de pașapoarte la mai puține porți decât sunt în momentul ăsta. Multe în ele vor fi desființate. Și asta este iarăși o veste bună. Așteptăm să fim în Schengen și pe uh, terestru ca să um, stăm la mai puține cozi atunci când vrem să plecăm spre Ungaria, Austria și către vest, dar până acolo mai avem de lucru deocamdată. Suntem în Schengen doar pe partea navală și pe aeroporturi. Până la toamnă când vor fi alegeri în Austria, nu văd mari șanse pentru țara noastră să intre în Schengen și rutier și, de fapt, până la urmă, toată povestea asta nu face altceva decât să le pună mari probleme transportatorilor noștri, care, din estimările unor economiști, au pierdere anuale de miliarde de euro din cauza frecușului din frontieră. Și acum, dacă austriecii și ungurii știu chestia asta și se încăpățenează să ne țină în afara spațiului Schengen. Adică dacă să ai de vorbă cu transportatorii de la noi, o să-ți spună de niște meciuri între ei și transportatori de pe partea aia de acolo, care au alte interese decât produsul intern brut al României. O altă veste bună. După ce am auzit săptămâna trecută, în ultimele două săptămâni, mai ales despre interzicerea băuturilor energizante, am văzut o chestie foarte ciudată la raft în dimineața asta, că mai nou băuturile energizante nu mai sunt uh, trecute ca băuturi energizante, ci băuturi răcoritoare. Știu că este o, este o nebunie întreagă prin școli pe la noi cu Prime. După ce au fost pe alte energizante, mai nou uh, această a lui uh, Jake Paul, nu? Așa-l chem. Logan Paul. A lui Logan Paul a prins foarte tare la puștii din România și se găsește în foarte multe supermarketuri, sau tot felul de locuri, mai ales în apropierea școlilor. Și la raft nu scrie băutură energizantă. Trece, este trecută băutură răcoritoare. Tare sunt curios dacă cineva o să facă o investigație și să afle dacă se mai poate cumpăra chestia aia, pentru că, în sfârșit, autoritățile noastre încep să ia măsuri împotriva acestor chestii care uh, e clar că fac rău și, în sfârșit, după foarte, foarte prea mult timp, vedem că, în sfârșit, minorii în România nu mai pot cumpăra țigări electronice, inclusiv cele de unică folosință, nici din magazine, dar nici de pe internet. Pentru că mulți dintre ei s-au și și le comandau la Easybox. Uh, și legea promulgată, spre exemplu, introduce amenzi, uh, a fost promulgată săptămâna asta uh, de președinte, introduce amenzi de până la 100.000 de lei. Practic, uh, cei care fac curierat nu vor mai accepta la transport chestiile astea. Uh, asta e, de fapt, lucru care. Uh, care se introduce, iar cei care le vând vor trebui să spună pe colet: Acest pachet conține produse din tutun și/sau produse care conțin cotină a se verifica vârsta clientului. Dacă nu se poate verifica vârsta la predare, nu o să-ți dea coletul. Așadar, dacă vine băiatul de la FAN sau de la altă firmă de curierat și e doar un copil care primește coletul, spre exemplu, prin livrare, nu o să-ți-l dea. Iar, evident, la Easybox, Funbox sau cine știe ce alte boxuri nu se vor mai trimite, pentru că, din nou, nu, nu poți să verifici vârsta persoanei respective la bancomat, deși teoretic de ai putea să o faci cu un card de credit, însă nu cred că a fost introdusă chestia asta. Mă bucur că avem amenzi pentru așa ceva, trebuie limitat accesul, evident că nu va rezolva de tot accesul și, cu siguranță, producătorii de astfel de uh, țigări electronice vor căuta în continuare soluții, pentru că. De ce credeți că avem o problemă cu consumul rândul minorilor? Le-au făcut colorate, aromate și ușor de găsit, mai ales pentru cei tineri. Că știm cu toții, un adult nu are nevoie neapărat să pufă el la o chestie cu gust de cireșe, roz, care să fie disponibilă pe lângă o școală. Adică e clar că este. e un. E un șmen aici care trebuie lovit și prin legislație, dar și prin niște controle destul de severe. Nu așa cum a încercat Horia Constantinescu, președintele la NPC săptămâna asta. O să trec foarte rapid peste chestia asta. Mi se pare o șușă pentru că omul candidează la primăria de la Constanța. președintele la NPC a ieșit pe Facebook cu un filmuleț în care spăla puiul și voia să arate că a fost colorat cu coloranți și că prima dată a spus că ar fi periculos, periculoase substanțele alea, după care a revenit și a spus că ar fi doar coloranți alimentari. Nu știu dacă din cauza asta sau pentru că a candidat, s-a înscris în, în cursa pentru primăria Constanței, însă și-a a, a, a dat demisia din funcția de președinte a, ANPC și se va ocupa de aici înainte doar de politică, lucru pe care oricum îl făcea și înainte, doar că dintr-o funcție publică. L-am avut aici la LCC, recunosc un politician când îl văd, însă trebuie să recunoaștem că în funcția lui la ANPC, Horea Constantinescu a avut și niște momente bune de performanță. Problema este că este de acolo într-un mod foarte ciudat, pentru că chestia asta cu puii colorați e destul de periculoasă. Românii mănâncă destul de mult pui și să introduci panică în populație legătură cu pui colorați, este, este, ceva care poate să facă rău business -ului. Așa că o să continui eu munca lui, pentru că trebuie să vă confirm, da, puii sunt colorați. Se recunoaște lucrul ăsta, inclusiv autoritățile sanitare au recunoscut săptămâna asta, că într-adevăr se folosesc coloranți. Însă nu se folosesc pentru a colora puiul la sfârșit, noi bănuiam, spre exemplu, că se folosește turmeric. Au mai fost filmulețe pe TikTok unde oamenii spălau puiul și curgea galben de pe ei. Cel mai probabil era turmeric. E bine, li se dă mâncare. Îl mănâncă și se uh, schimbă culoarea așa. Varianta cea mai sănătoasă, evident, să mănânci cu un pui de curte. Însă, din nou, vă spun direct de la sursă, știu oameni care au crescut pui toată viața lor, inclusiv părinții mei au făcut chestia asta. Dacă vrei un pui galben, pentru că oamenii caută pui galben la raft, Singura soluție mai sănătoasă este ca acel animal să fi mâncat cereale și porumb, mai ales înainte de sacrificare. Pentru că chestia galbenă pe care o vedeți nu este așa cum ne-au spus autoritățile o evoluție genetică. Este grăsime. Galbenul de pe pui este grăsime. Grăsimea ce este? Grăsimea este depunere de glicogen nefolosit sub formă de grăsime. Practic, animalul ăla a mâncat niște cereale, adică niște carbohidrați, a băgat foarte mult porumb în el, porumbul are extrem de mult zahăr, carbohidrați, puiul ăla, evident, nu s-a putut mișca suficient de mult, că da, nu e pui liber să alege ca bezmeticul pe acolo să facă fibratare pe el, și atunci excesul de carbohidrați s-a depus în interiorul animalului sub formă de grăsime galbenă. Nu ne place grăsimea galbenă pentru că face atunci când gătim puiul, îl face mai fraged și mai gustos. Pentru că, ce să vezi, grăsimea frăgezește carnea, e valabil și la vită, și atunci când o frigem, o să schimbe gustul și o să accentueze aroma. Nu sunt eu aici la starea sănătății, spre exemplu, nu sunt foarte interesat să vă fac o educație alimentară, însă la capitolul ăsta cu pui, chiar știu până că și mie îmi place să mănânc pui și atunci când cumpăr, cumpăr într-adevăr pui galben, însă îl despielițez, nu mănânc niciodată pielea aia cu grăsime și când îl, să zicem așa, îi fac tratamentul termic, când îl pun pe grătar, mă asigur că se topește grăsimea aia ca să rămân cu, partea, cu, cu mușchiul. Prefer pulpele și las să se scurgă grăsimea și atunci știu că am mâncat ceva mai de calitate. Dacă vrei să identifici, spre exemplu, un pui de slabă calitate, evident prețul o să-ți o să -ți arate prima dată că ai, de a face cu pui de slabă calitate. De cele mai multe ori este roz și asta nu neapărat pentru că este el roz, ci pentru că lumina de acolo, de la galantar, am, am, mărește, dă senzația asta de pui roz. Și este destul de umflat așa, pentru că este o rasă de pui care se numește broiler, care nu prea face mișcare, care este injectat cu antibiotice și apă. Are mare retenție de apă sau se injectează apă suplimentară. Și de unde știi chestia asta? Ii bucata de carne, o pui pe grătar și vezi dacă se înjumătățește în 5 minute. E atât de simplu. Pui carnea și vezi dacă pur și simplu că ajunge la punctul de fierbere apa aia și o să iasă din carne. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să iau un pachet de pui de genul ăsta mai ieftin, l-am pus pe grătar și dintr-o dată zici că a dispărut. Atunci îți dai seama că atât ai plătit, atât a făcut. Avem desfășurător în descriere, ca de obicei, poți să sar peste momentele care nu ți se par interesante, dar acum ar fi un moment bun să dai un like, pentru că chiar intrăm și în partea de tehnologie. Nu o să vină să credeți imediat după ce vă mai dau încoștire foarte scurtă de la noi. Dacă vi s-a părut românca aia din Spania um, ușor de păcălit, eu uite, spre exemplu, niște săteni din Argeș care au început să-și împartă un teren public după ce un candidat la locale le-a promis pământ. Încă mai merge chestia asta. Le-a promis pământ, oamenii au crezut și au început efectiv să-și traseze terenul. trebuie să vină autoritățile să le spună să-și ia de acolo uh, bețele și gardurile pe care și le puseseră ca să-și împartă uh, terenul. Se, se întâmplă în comuna Ticveni din județul Argeș. Deci nu trebuie să te duci în lumea a treia. Avem și noi aici exemple de genul ăsta de inteligență. Ocuparea unui domeniului public evident este faptă penală și oamenii ăștia s-au dus acolo pentru că au zis, hai mă, că o să câștigeți alegerile, că votăm. E bine, a trebuit să intervină inclusiv prefectul, să-i convingă, să-și abeteze de acolo, să se liniștiți că nu le dă nimeni pământul public lor. Că e pământul, e tot pământul lor, dar nu poate să le ia fiecare să-și pună gard. Asta cu domeniul public, ne în nu reușim să înțelegem că este de fapt terenul nostru. ne credem că este al unei instituții și în dar mai bine să lăsăm politica locală de deoparte și să vorbim un pic de geopolitică. Tot la capitolul știri care ne-au atras atenția în ultima perioadă, evident era imposibil de evitat, probabil și voi ați auzit, este atacul de la Crocus City Hall de lângă Moscova. Este acel atac terorist care a fost revendicat de o facțiune din asta islamistă, Însă, autoritățile de la Moscova tot insistă că, ba, atacatorii au încercat să plece către Ucraina, iar președintele Belarusului a venit să spună, nu, au încercat să, au încercat să vină spre Belarus, i-am întors noi de acolo. Uh, Sunt tot felul de narațiuni care umblă, iar săptămâna aceasta, spre exemplu, a mai apărut încă una. Nu o să vă vine să credeți, după ce au murit acolo oficial peste 140 de oameni, neoficial se vorbește de 240, au apărut câteva. Uh, câteva speculații pe internet, rușii nu mai cred ce le spun autoritățile și ar fi identificat ei în pozele de pe social media cel puțin patru personaje îmbrăcate în blămaren, foarte similar, care aparent ar fi agenți FSB, bărbații în albastru, Acum, toată chestia asta pare încă o teorie a conspirației. Nu a fost confirmată de nimeni. Cu toate acestea, spre exemplu, autoritățile de la Moscova au fost anunțate de mai multe ori în zilele dinainte atacului că există riscul unor atacuri islamiste pe teritoriul Rusiei. Sunt atât de ocupați să vâneze ucraineni încât nu s-au mai uitat la problemele de genul ăsta de la ei. Inclusiv în Statele Unite, în Congres, a fost o audiere unde un general de rang înalt a atenționat despre riscul acestor atacuri Însă, chestia să ne aduce aminte de alte incidente uh, istorice, unde, spre exemplu, nu știu câți dintre voi știți despre uh, Ana Politkovskaya, care a fost asasinată uh, de, de autorității de acolo și, uh, în acest filmuleț care, pe care am reușit să-l găsesc, Soloviov, pe vremea când avea mult mai mult păr și era mult mai tânăr prin 2003, stătea de vorbă cu Ana Politkovskaya care spunea că la atacul de la uh, Teatrul Dubrovka, unde, tot așa, atac islamist, uh, re, uh, care după aceea a dus uh, la, mi se pare dacă nu greșesc, la războiul din Cecenia, multe, multe probleme de pe urma acestui atac, e bine, în acest interviu, după care, la scurt timp, Ana Polikovskaya a fost asasinată, ea spunea că are informații din interiorul sistemului cum că atacul ar fi fost organizat de FSB, de uh, fostul KGB transformat în FSB. E bine, după ce atât de multe, ori, de atât de multe ori se vorbește despre, să zicem așa, acțiunile unor spioni în situații de felul ăsta, nu pot să nu te întreb dacă și de data asta. Din păcate însă nimeni nu poate să știe. Ce se schimbă însă față de situațiile anterioare este că, încă o dată, rușii de data asta nu mai cred la fel de mult. Mai, mai, nu știu cum mai ce aminte, a am mai fost și atacul acolo de la Beslan, cu iarăși cu copii omorâți într-o școală. La momentul respectiv, fiecare atac de genul ăsta se potrivea foarte bine pentru uh, o, uh, o operațiune specială a autorităților. bine, de data aceasta, Vladimir Putin a încercat, fără succes, timp de mai multe zile, după uh, atacul de la Crocus, să facă legătura cumva cu uh, vestul, uh, inclusiv purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe. Vorbește despre faptul că țările vestice sunt foarte interesate, au fost foarte interesate și ar fi putut să ofere sprijin acestor teroriști chestia asta a fost negată de toată lumea și nu există nicio dovadă palpabilă pentru lucrul ăsta. Așadar, rușii încep să fie mult mai puțin credul la acest capitol și se pare că fix atacul ăsta uh, pune mari probleme de credibilitate lui Vladimir Putin la foarte scurt timp după ce a câștigat alegerile cu un scor record. A, a fost o bătălie întreagă pentru cine să-i bage mai multe voturi în, în, acolo în cutii și uh, dintr-o dată, la doar câteva zile după alegeri, îi se potrivește, să zicem așa, prea bine și lui, prea bine între ghilimele, acest atac terorist. Tot la capitolul dezastre, unul însă mai puțin mortal, dar uh, cel puțin spectaculos, este cel de la Baltimore, uh, unde puțină lume știe cât de important este portul care a fost blocat de această, acest cargobot, această navă care a lovit podul din Baltimore. Portul acela este, un, este cel mai mare port de pe coasta de est și pe acolo între cele mai multe mașini și se face inclusiv export din Statele Unite. Se estimează că în momentul ăsta se pierd cel puțin 15 milioane de dolari pe zi, doar din faptul că portul este închis, nicio navă nu poate să intre și să iasă. Reparația va costa 600 de milioane în condițiile astea, pare o chestie ieftină prin comparație cu pierderile care urmează. Vasul acesta a pierdut propulsia, a lovit podul și o bucată lungă din podul ăsta care este imens de mare a căzut uh, în... Uh, în râul PAPSCO, care uh, face accesul către port, iar autoritățile au, reșit, uh, 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 au spus că uh, dezastrul putea să fie mult mai mare. Însă, cei de pe vas au uh, anunțat în ultima clipă că au pierdut propulsia și polițiștii, într-o înregistrare care a ieșit pe internet uh, și a, uh, a fost publicată în mai multe locuri, uh, au oprit traficul cu câteva zeci de secunde înainte ca acest cargobot să lovească podul. Tocmai de aceea, cei care au văzut înregistrările, că era inclusiv o înregistrare de pe camere de supraveghere care a surprins în direct uh, catastrofa, se vede cum, fix în ultima clipă, o mulțime de mașini nu mai trec pe pod. Din păcate, însă, o echipă de muncitori care lucrau la reparații iar au fost uh, surprinși acolo, nu -au, au putut fi scoși la timp și au căzut în apă. Așadar, uh, și dezastrul acela atrage și el, uh, a atras atenția internetului și atenția, atenția noastră, pentru că eu l-aș pune într-un context mai mare, foarte scurt, nu? din nou fără prea multă geopolitică, dar aș vrea să vă uitați cu atenție la ce se va întâmpla la prețurile unor produse în următoarele săptămâni, luni, pentru că iarăși ne apropiem de un scenariu cum s-a întâmplat cu Evergrande și uh, cu gătuirea aia de logistică de după din timpul pandemiei, când toată lumea a cumpărat ceva online. Sunt, uh, încep să fie probleme pe uh, canalul de Suez care este folosit uh, canalul Suez care e folosit mai rar din cauza atacurilor teroriștilor Huti din Marea Roșie. Aia se pare că nu sunt chiar atât de ușor de oprit de americani și de britanici care au trimis acolo portavioane, avioane de vânătoare, sunt atât de bine susținuți de Iran încât pun mari probleme și foarte multe companii ocolesc Africa pentru a și trimite mărfurile către Europa sau către Statele Unite. După care mai este o problemă și cu Canalul Panama, care începe să nu mai aibă destul apă, începe să se vorbească tot mai mult despre faptul că uh, Canalul Panama nu va mai putea prelua la fel de mult trafic în curând. Și acum mai ai și portul Baltimore, care este uh, responsabil, vă spuneam, de ce mai mare parte a exporturilor navale ale Statelor Unite. Economia americană, care e cea mai importantă economie a planetei în continuare, este foarte dependentă de căile navale, maritime, pe apă, într-un motiv foarte simplu, sunt cele mai ieftine și îi permit să mute cele mai multe produse, să facă exporturi și importuri la costuri foarte, foarte mici. Și tocmai de aceea, încă o M-aș uita cu atenție la ce se va întâmpla cu prețurile anumitor produse în perioada următoare, pentru că deja încep să văd gătuiri în mai multe locuri pe toate lanțurile astea de aprovizionare și parcă am mai văzut, vă spuneam, filmul ăsta o dată cu Evergrande. Însă, încă o dată, nu pot să nu admiri uh, cât de buni sunt polițiștii americani în momentul în care au eliberat podul. Uite, spre exemplu, cum arată discuțiile uh, lor cu, vă spuneam, foarte puține minute înainte de... Uh, The the uh I'm holding traffic now. I was dragging, but we stopped prior to the bridge, so I'll have all outer loop traffic stopped. 10 4, is there a crew working on the bridge right now? Yeah, 10 1, Good. You want me stop traffic on this site right now? Yeah, if we can stop traffic, just make sure no one's on the bridge right now. Uh, I'm not sure where uh, there's a crew out there. M-am uitat și eu și am ascultat înregistrările astea și mi-este clar că polițiștii și autoritățile de acolo nu credeau că podul ar putea să cadă, dar cu toate a s au luat toate măsurile necesare și uh, chestia asta încă o dată a salvat foarte multe vieți. M-aș bucura să văd nivelul ăsta de reacție și pe la noi în mai multe situații. Un alt subiect important despre care trebuie să vorbim, Deși nu-mi plac teoriile conspirației, este toată discuția despre clipul video în care uh, prințesa Catherine uh, a vorbit despre faptul că are cancer. Uh, nu știu dacă ați apucat să vedeți înregistrarea, este, a, a fost publicată în foarte multe locuri uh, și mi se pare că atunci când s-au au, -au pregătit pentru această declarație, care apropo a fost filmată de cei de la BBC Studios, uh, au încercat să. Facă să controleze partea de comunicare cât au putut ei de bine. Când ești, evident, Casa Regală a Marii Britanii, trebuie să faci lucrurile într-un anumit fel. Însă, imaginați-vă că la tot clipul ăsta la care mă uit eu în momentul ăsta, sunt oameni care s-au și au zis că uh, florile din, uh, din spate nu se mișcă deloc și chestia asta trebuie să fi fost cu siguranță și asta, modificată cu inteligență artificială sau cu, în Photoshop, cum s-a mai întâmplat și cu alte poze de la Casa Regală. E bine, um, Casa Regală a Marii Britanii a încercat prin acest clip să liniștească oamenii și să le spună că există într-adevăr o problemă de sănătate acolo și că Prințesa Catherine este în tratament, iar cei de la BBC au ieșit cu o declarație publică în care și-au asumat responsabilitatea pe faptul că ei au filmat clipul. Deci, suntem la faza la care avem un clip filmat pe bune de televiziunea publică din Marea Britanie și Casa Regală și cu televiziunea trebuie să iasă public și să spună: Nu, nu este deepfake. Suntem la punctul la care deepfake-ul a devenit atât de credibil și o să vă arăt niște exemple un pic mai încolo, încât oamenii reali au o mare problemă să mai convingă alți oameni reali că ceea ce au spus ei și ceea ce au arătat este real. Acum, da, faptul că s-au mai jucat cu Photoshop înainte le pune niște probleme de imagine și de credibilitate. Însă, uh, Clipul pe care l-am văzut mi se pare uh, autentic și problema asta de sănătate a Prințesei Chefrin este evident foarte importantă. Au trei copii, au trebuit să-și ia măsuri de prevedere, să-i pregătească să, să le spună lucrul ăsta, în timp ce toate tabloidele vânau informații. Nu știu dacă știți, spre exemplu, că uh, cei de la spitalul unde și-a făcut operația Prințesa Chefrin au descoperit că cineva a încercat să fure datele uh, din dosarul medical ale ale prințesei pentru a le da publicității într-un tabloid. Acolo tabloidele sunt extrem, extrem de bine finanțate și sunt, au foame de sânge fantastică. Ce vedem la noi este joacă de copii mărunțiși prin comparație cu ce face în continuare presa din Marea Britanie la acest capitol. Și tocmai de aceea mi se pare că ce se întâmplă pe TikTok și cu toate, toate teoriile astea este ajutată și de partea asta de cancan. Can. și cred că fiecare dintre ei va să facă mare eforturi, să nu folosească absolut deloc inteligența asta artificială și deepfake-urile pentru că de dat atunci când vei avea ceva cu adevărat important de spus, vei avea o problemă să fii convingător la capitolul ăsta. E un articol întreg în Washington Post despre chestia asta. Vă încurajez să-l vedeți dacă vreți să înțelegeți mai bine tot contextul am deschis însă subiectul despre cancerul prințesei Kate pentru că mi se pare că începe să devină mult mai importantă discuția despre cancer. Sunt mai mulți oameni care se îmbolnăvesc de boala asta și uh, cu siguranță vor începe să, vor, o să înceapă să afle mult mai mulți dintre voi, dintre cei care uh, nu știau încă, în acest moment cancerul face victime pentru oameni din ce în ce mai tineri. Cel mai recent caz este al lui uh, Tyler Blevins, adică Ninja, pentru cei care urmăresc uh, canalul lui de YouTube sau de Twitch, unde uh, uh, era campion la Fortnite într-o perioadă. Uh, nu sunt eu mare, uh, mare fan al lui, însă știu clar că este faimos printre cei care sunt pasionați de Fortnite. Are 19 milioane de follower pe Twitch. E bine, a, a anunțat că are melanoma, melanoma, uh, cancer de piele. Iar uh, forma asta de cancer de piele este tratabilă, însă și el l-a spus celor care îl urmăresc că ar trebui să își verifice starea de sănătate și să-și facă analize mai devreme și mai des. Și de ce vă spun chestia asta? Pentru că săptămâna asta un studiu recent arată că în ultima perioadă, mai ales în ultimii ani, a crescut numărul de diagnostice pozitive pentru cancer cu 20% în segmentul de vârstă 18-49%. Asta este un segment de vârstă la care se credea, adică oamenii tineri, între 18 și 50 de ani, se credea că nu prea fac cancer, pentru că de obicei cancerul este o boală a oamenilor bătrâni care au ajuns după o anumită vârstă, evident, sutele nu se mai, nu se mai refac corespunzător și încep să facă diferite forme de cancer. E bine, o creștere cu 20% pe segmentul tânăr este, este enormă. Pentru că în momentul acesta, din toate statisticile, cancerul a devenit este cel mai probabil, în momentul ăsta, a doua cauză de deces după problemele cardiovasculare. Și dacă mă urmărești, și dacă mă uităte cu atenție, bine în analitice, și ești bărbat, și ai vârsta peste 30 de ani, cei care se uită la clipurile noastre au în general peste 30 de ani, trebuie să știi că ești în segmentul de risc deja. Și te încurajez să stai de vorbă cu un medic și să-ți faci analize anuale și inclusiv pentru partea de prostată, de colon și alte asemenea, se, fac, se, face screening, se fac verificări de la o vârstă din ce în ce mai fragedă. De înainte se începea de la 50 de ani, acum noi se începe de la 40 de ani, stai de vorbă cu un, un doctor specializat și ia măsuri de prevedere din vreme, pentru că în momentul acesta, cu toată tehnologia pe care o avem, putem trata cancerul câte vreme îl descoperim suficient de repede. Și uh, unul dintre simptomele care, de, uh, care poți depista cel mai repede că ai o formă de cancer este că dacă dintr-o dată ți s-a schimbat starea, te simți obosit, uh, ai dureri în anumite zone care nu trec prea repede, de îndată ce simți că ceva nu este în regulă în corpul tău, stai de vorbă cu un doctor, du-te și fă-ți analize, pentru că, iată, se pare, începem să vedem cancere la vârste din ce în ce mai fragede, adică la oameni din ce în ce mai tineri. Varianta scurtă a studiului este că, da, se mulțesc, Tocmai mulți oameni, da, reușesc, ajung la tratament, unii dintre ei însă ajung prea târziu, sunt foarte multe forme de cancer și uh, nu există un tratament, să zicem așa, unitar, nu există, uh, nu există tratament pentru toate variantele și în niciun caz pentru cele care ajung în, în stagi, stadii avansate. Însă ai șanse mai mari de supraviețuire dacă iei măsuri de vreme. Asta este singura soluție. Dacă vrei să supraviețuiești cancerului, trebuie să afli repede de el, ca să poți apela la știință. Hai să schimbăm totuși registrul și să vorbim despre chestii mai distractive. La partea de tehnologie aș începe, spre exemplu, cu acest tip de panou care o să înceapă să apară și pe la noi și care oferă informații pe aici pe acolo. Acum, aceste puncte de informare a populației au fost un proiect îngropat de primăriile noastre. Le vedeți moarte în păpușăi, deconectate de la curent sau de la internet în foarte multe locuri. Însă, sunt anumite orașe care le folosesc, și oamenii au început să creeze, evident, teoriile conspirației și împotriva acestor afișe, cum sunt, spre exemplu, aceste, aceste totemuri, să le zicem, de la o companie numită Sufa, care sunt în Boston. Și oamenii au început să aibă suspiciuni în legătură cu ele pentru că au aflat că ar colecta date. Ei bine, după ce au. A, a, au contactat compania care le operează, aceasta ar și recunoscut că, da, într-adevăr, colectează date, dar datele sunt anonime și este vorba doar despre volumul de trafic, câți oameni trec prin zona aia, pentru ca autoritățile primăriile să poată să ia măsuri de îmbunătățire a serviciilor și a fluxurilor de infrastructură. Acum, dacă tu crezi în controlul populației și chestii genul ăsta, Ăsta, da, este încă un device care pur și simplu trecând pe lângă el face chestia asta. Dar hai să-ți spun eu care, este cel mai, care sunt printre cele mai importante device cele mai periculoase device pentru colectare de date. Telefoanele noastre ale tuturor, pentru că în momentul în care îți activezi accesul la locație pentru aplicația de navigație, în momentul ăla, telefonul tău nu doar că te poziționează pe tine pe hartă, ci remapează la nesfârșit o grămadă de obiecte din jurul tău, mai ales hotspoturi. Și cine credeți că are hotspot în afară de birouri, case, clădiri, chestii de genul ăsta? Toată lumea are câte un hotspot. Inclusiv telefonul tău face hotspot, de cel mai multe ori este deschis și pe partea asta de componenta asta de Wi-Fi, dacă ții Wi-Fi-ul deschis la telefon, ești mai ușor de găsit, pentru că pur și simplu emiți în spectrul acesta de Wi-Fi și poziționarea se poate face foarte bine. Mai nou, pe frecvențele de 2,4 și 5 GHz pentru Wi-Fi, când vom ajunge la 6 GHz, precizia va deveni și mai bună, face poziționarea în spațiu a device-urilor extrem de precisă, chiar și fără GPS. Așadar, dacă ai un pic de paranoia legătură cu localizarea în spațiu, atunci când ieși din casă, îți poți activa datele mobile, în momentul la triangularea, adică poziționarea ta în spațiu se va face doar de pe, pe baza pilonilor de telefonie. Dacă ești în raza unor piloni de uh, 5G, precizia va fi milimetrică, dar dacă ești pe 4G sau pe 3G, precizia este mai mică, la nivel de 10 de metri, să zicem. Dacă vrei așadar să nu fii depistat, îți închizi Wi-Fi-ul și îți închizi toate serviciile de localizare, mai ales, vă spuneam, pe care le deschidem cu toții pentru aplicațiile de navigație. Hai totuși să vorbim și despre telefoane, că dacă sunt de la Curiosity, sunt convins că vă interesează și chestia asta. Avem niște licuri în legătură cu Google Pixel 9. Acum, Pixel 8, deocamdată, nu a rupt norii, se vinde în coinare. sub, 1000, îl poți găsi sub 1000 de euro, dacă știi unde să-l cauți, nu este oficial la noi, unii se plâng în gânare de probleme de conectivitate, dar uh, când te gândești la un Google Pixel, te gândești la cea mai nouă cameră, cea mai nouă tehnologie de inteligență artificială pentru camera aia și accesul la un Android curat. Ei bine, Google Pixel 9 o să arate puțin diferit față de ce am mai văzut până acum, cam așa arată. Uh, blocul acela de cameră mi se pare bine pus, uh, însă, în, rest, în afară de chestia asta, arată tot ca un, un bar phone de genul ăsta, nimic diferit. Aparent, ar trebui să avem însă trei variante: un pixel 9, un pixel 9 Pro și un pixel 9 Pro XL. Ar putea să giga de acum, nu știu, sau ultra? S-a luat ultra? Să se dea câte un pixel 9 ultra, mă gândesc. Ei bine, la capitolul dimensiuni, se pare că vom avea în sfârșit un pixel cu ecran mic, pentru că se vorbește de un, de un device cu o cu diagonală de 6, 6 inci în diagonală. Și știu din ce în ce mai mulți oameni care atunci când se mișcă, când pleacă de acasă, preferă un telefon cu un ecran mai mic. Și vă reamintesc chestia asta, am mai spus-o pe parcursul timpului, există o corelare directă, indiferent că îți place să crezi sau nu, între diagonala device-ului pe care îl folosești și timpul pe care îl petreci pe acel device. Nu e vorba doar de software. Da, când softul e bun, inclusiv Tim Cook trebuie să le spună utilizatorilor de iPhone să o lase mai moale cu telefoanele cu cât e mai mare diagonala, cu atât vei sta mai mult pe telefon. Cu cât e diagonala mai mică, dacă vrei să te reduci timpul petrecut pe telefonul tău, e o variantă bună pentru că nu o să te atragă la fel de mult. Dar, încă o dată, dacă vrei un pixel, cam așa o să arate. Eu sper să vină cu ecran plat. Designul, să, din câte văd eu, seamănă puțin cu canturile de la iPhone 4 încoace sau, dacă vrei, cu S24 și S24+. Plus. Evident, cel mai nou procesor și așa mai departe și teoretic se vorbește despre posibilitatea de a adăuga un speaker acolo unde este sertarul de SIM pentru că vor trece la eSIM. O să vedem ce se întâmplă chestia asta, pentru că Google au un continuare și propriul lor procesor la care lucrează în continuare cu cei de la TSMC, acel tensor. Sunt tare curios cu ce vor veni, pentru că sigur trebuie să vină cu ceva destul de convingător, deși și Apple le, dă, le dau spațiu de manevră, pentru că din informațiile pe care le avem, următorul iPhone nu va veni cu un large language model la bord dar despre asta vă spun imediat un pic mai încolo, după ce vă zic despre o chestie foarte tare care mi-a atras atenția săptămâna asta, o cameră care trage câte frame-uri pe secundă? 156.300 de miliarde de frame-uri pe secundă. Adică 156,3 trilioane. Și cum face chestia asta? în un mod foarte ingenios, pentru că din câte am văzut și din ce am citit în articolul ăsta, practic el operează la 156,3 teraherți. Adică, într-o secundă, trebuie să captureze pixeli individuali. Tehnologia lor se numește SCARF, SWEPT Coded Aperture Real-Time FEMTO-Fotography. Când vorbim despre fotografie la nivel de detaliu, se vorbește despre FEMTO-Fotografie. Camera asta de cercetare nu este însă foarte sofisticată din punct de vedere tehnic, însă modul în care o folosită cercetătorii uh, schimbă puțin uh, felul în care se folosesc în momentul camerele astea, pentru că era nevoie de o diafragmă care se închide și se deschidă. Aparent ar ține diafragma deschisă și ar măsura cumva variațiile laserului când trec prin... Foarte complicat. Ce au reușit însă să facă? Uite, Scarfa a reușit deja să captureze cu succes evenimente ultra rapide, precum Absorția într-un semiconductor sau demagnetizarea unui aliaj metalic. Ei bine, chestia asta este important atunci când vrei să cobori din ce în ce mai mult dimensiunile circuitelor. Cercetarea ar mai putea deschide, evident, frontiere în mai multe domenii, cum ar fi mecanica undelor de șoc sau dezvoltarea de medicamente mai eficiente. Cercetarea s-a făcut la Institutul Național de Cercetare Științifică din Canada de Jinyang Liang împreună cu o echipă de cercetători. Ce mi se pare mie că nu reușesc, am reușit să găsim o traducere, se pare că ei folosesc pulsuri laser ciufulite extrem de rapide pentru chestia asta. Dacă știți voi mai bine, cred că pentru chestia asta trebuie să vorbim cu Cristi Presura. El ar trebui să ne explice care e faza cu pulsurile laser ciufulite. Acum nu știu ce mai faceți voi noaptea, dar eu uneori mai stau și mă mai uit după reduceri, după tot felul de prețuri la gadgeturi și n-avea cum să-mi scape reducerile de, în acest sezon, de la Apple. Și am zis, cum adică, stai puțin, că am avut reduceri recent de sfârșit de an. E bine, avem reduceri de primăvară, nu o să vine să credeți. Un fel de Black Friday de primăvară și reducerile sunt destul de bune. Am văzut reduceri, spre exemplu, mi-au atras atenția cele de la AirTag. Dacă îți plac AirTag-urile, le poți cumpăra undeva la vreo 80 de euro la set de 4 bucăți. Însă, adevărata reducere care mi-a atras atenție este cea la iPhone 15. iPhone 15 în momentul acesta se vinde la 815 euro cu TVA inclus pentru versiunea de, 15, versiunea de 128 de giga pe iPhone 15. Asta e pe roz, de să vedem alte prețuri. Uite, vezi, e un pic mai scump dacă vrei pe albastru, pe galben tot așa un pic mai scump, este cel mai ieftin, 686, nu mă, cel mai ieftin e de negru. Deci, cel mai, uh, cel mai ieftin e cel negru, după care al doilea este cel roz, în varianta de 228 de giga. Deci, dacă visezi la un iPhone 15, îl poți cumpăra de la 800 de euro. Cu TVA inclus, apropo, de pe Amazon. Uh, și mai erau niște produse reduse. Ce vreau să vă mai arăt? Ah, da. Sunt niște prețuri foarte bune. Dacă nu vrei uh, cu M3, și apropo, n-ai nevoie, poți să-ți iei M2, un MacBook Air, cu procesor M2 din 2022, de pe stoc, care încă nu s-a vândut, dar nou, nou cu doar 8 GB de RAM, dar se va descurca de, ok pentru cele mai multe chestii, 256 de GB de stocare și o cameră Full HD, apropo, foarte bună pe el. Cât credeți că ar să coste? Este 1049 de euro cu TVA inclus. O reducere de 250 de euro pentru o perioadă limitată de timp. Eu cred că cei de la Apple au mai făcut un pic de stoc și vor să mai împingă niște marfă în piață ca să mai crească un pic cifrele la de vânzări, să mai poată să le mai arate investitorilor câte ceva. E bine, dacă tot pleci la cumpărături, prețurile la Watch se ia căutat cel mai ieftin uh, Apple Watch nou, 200 de euro fără TVA, deci 239 de euro cu TVA inclus, un Apple Watch SE din generația a doua, din 2023, varianta de 40 de milimetri și nu puteam să ratez ocazia să vă arăt și această reducere. Nu o să vine să credeți, cârpa de microfibră de la Apple în momentul ăsta este 19,98 euro, redusă de la 25. Asta e prețul. Dacă vrei o cârpă Apple, asta e cârpa. Apropo, am mai văzut oameni care se duc prin magazinele Apple și cumpără tot de, de cabluri și conectoare, inclusiv adaptorul de la USB-C la căști, la jack, este mai ieftin decât ăla la lightning, la căști. În continuare deși vine pe telefoanele mai noi. În continuare Apple ține cu dinții de, de acel, să zicem așa, comision pe care îl pune pentru mufa de Lightning. Pentru USB-C poți să folosești orice cu USB-C. Am testat chestia asta, merge foarte bine. Poți să mai vezi asta în clipurile noastre. Hai să mergem mai departe la partea de inteligență artificială. V-am mai spus eu că pe partea asta de deepfake fake va deveni din ce în ce mai greu spre imposibil să detectăm un deepfake în 2024. Hai să vi-l arăt pe asta. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake and you should take care when you watch a video on the internet. See you soon. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake and you should take este Barack Obama care încearcă să te convingă că el este un deep fake. Este convingător? Evident că este convingător. Evident, îl ajută și faptul că nu este cea mai bună rezoluție ca să poți să vezi micile gliciuri uh, din randare. Cu toate astea, nivelul la care au ajuns aceste deepfake-uri mi se pare ilegal de, ilegal de bun. Și știam cu toții că vor veni, dar acum avem iată și exemplele. Pentru că uh, avem fața, avem vocea și inclusiv gestica care se potrivește pe cuvinte. Și nu este singur exemplu de genul ăsta pe care l am. Uh, unii dintre voi poate îl urmăresc pe Lex Friedman. AI. It allows you to generate videos of yourself in any language in less than two minutes. You can also translate your production at the speed of light and distribute your content worldwide. Acum, nu este cel mai expresiv dintre o pământenile Lex Friedman, și probabil pentru el a fost mai ușor. Dar uite, spre exemplu, cum arată această influențăriță. Apropo, fata a fost contractată, din câte am înțeles eu, de pe Fiverr. Imaginea a fost preluată și în momentul ăsta poți să o pui să-ți promoveze orice. so let me get this straight you guys are telling me that when you're out of the house for hours you're comfortable walking around with all that stanky body odor that's been building up on you all day what's even crazier is that some of you are applying deodorant on top of that odor which is honestly probably making it worse let me tell you what i do it's a little hygiene hack. <inaudible> ori începi să crezi, intri în vrajă, ori zici, stai un pic, ce vrei să-mi vinzi. Genul acesta de clipuri, probabil că le-ați văzut și voi pe TikTok, pe social media, oameni care au descoperit ceva și trebuie neapărat să împărtășească tuturor. E bine, fata pe care o vedeți este pur și simplu, a fost contractată, inițial făcea chestia asta la bucată, acum imaginea ei poate fi refolosită cu un anumit soft de genul ăsta de inteligență artificială, prin care poți să o pui să zică orice. Orice, orice. Și acum, întrebarea este, dacă știm că deja chestia asta a ajuns atât de sofisticată încât poate păcăli pe social media 99% din populație. Nu, m-ar păcăli și pe mine, dacă aș vedea o... Dacă ar avea textul bine scris și ai vedea pe social media cu un pic de pierdere de calitate, de compresie a fișierului video, e credibilă? Te-ar convinge, Vlăduț? 100%. 100%. Și atunci ce facem în situația asta? Dacă suntem în punctul în care filmulețele astea făcute cu inteligența artificială sunt credibile 100%, eu mă aștept ca săptămâna viitoare deja toate, toate porcăriile alea cu Klaus Iohannis, cu Andreesca, cu cine știe ce alte sfaturi financiare, cu Muguri Sărescu, care circulă pe internetul românesc, pe care nu vi le-am arătat numai pentru că mi se par infecte, o să devină din ce în ce mai credibile. Imaginați-vă că o să vedeți că va circula pe social media un filmuleț cu Claus Iohannis sau Cuciolacu, spunând nu știu ce de la o tribună oficială și nu o să poți să-ți dai seama dacă este fake sau nu, doar din felul în care arată. Ok. Și atunci ce facem? Păi ar trebui să te duci să cauți evident pe uh, surse oficiale dacă e adevărată declarația aia. Ok. Și atunci, dacă hackerii ăștia care au spart site-ul Camerei Deputaților ar putea să spargă un cont de social media al unora, din, unora dintre ăștia și să publice pe conturile lor de social media ceva orice, ce urmează după aia. De-aia pe mine mă preocupă, nu, mă sperie de-a dreptul 2024 la acest capitol. Mă aștept ca în perioada următoare să vedem un incident de genul ăsta cu uh, o persoană cunoscută, foarte cunoscută, cu putere de decizie sau cu influență, a cărei imagine să fie folosită pentru a declanșa ceva. Cu siguranță vom vedea asta în timpul alegerilor, s-a întâmplat și Republica Moldova și în alte locuri, dar am o curiozitate în asta după care mi se taie foarte repede curiozitatea în legătură cu ceea ce se va întâmpla. Adică e chestia un pic de schadenfreude când vrei să vezi chestia aia nasoală care se întâmplă de la o distanță. Sunt convins că mulți dintre voi ați văzut filmulețul ăla cu podul din Baltimore și ați zis o, cum cade podul. E bine că n-ai fost tu acolo. Dar dacă chestia care se va întâmpla cu deepfake ne va afecta pe fiecare dintre noi, nu va mai fi fanii deloc. Pentru că românca aia păcălită din Spania a fost păcălită de un băiat din Filipine. Și autoritățile au și recunoscut că sunt șanse mici să îi mai recupereze banii. Era o chestie banală de 2 lei. E bine, dacă pe ea a păcălit-o un băiat din Filipine, pe noi acum ne poate păcăli un alt băiat din Filipine, dar cu mai multe școală și cu un pic de inteligență artificială. Pentru că undeva pe planeta asta este cineva foarte, foarte dornic să facă niște bani fără să muncească păcălindu-te pe tine, pentru că el crede că banii tăi ar fi mai bine la el și poate că într-un fel ar fi bine dacă ar fi vorba doar de bani, să nu fie vorba de alte chestii. Dar hai să vă mai arăt alte chestii. Uite, spre exemplu, au început să apară vizualizări din ce în ce mai avansate. V-am arătat noi aici pe, pe căștile de la Apple, pe Vision Pro. Chestia asta începe să se mulțească pe partea asta de construcții. Însă. Uite, spre exemplu, cum arată asta cu inima. Asta v-am mai arătat-o. Chestia asta va aduce, evident, și foarte multe părți bune în educație, în știință. Am mai vorbit despre ele și vă mai vorbi. Asta cu inima v-am arătat-o și eu. Mi se pare încă o are spectaculoasă. Avem niște instrumente fantastice, însă suntem în faza de început în care nu prea știm cum să ne ferim de părțile periculoase ale acestor instrumente. Dintr-o dată, toată lumea are cuțitele foarte ascuțite. Am dat cu cuțite tuturor, dacă vreți, într-o lume în care nu existau cuțite până acum. Sau, dacă vreți, ca în Haiti, unde sunt, nu știu, că 20 de arme per capita sunt uh, sute de milioane de arme în țara aia și este o, o țară extrem de violentă. E pur și simplu plin de arme în, în, în momentul ăsta în Haiti și țara aia nu, care nu mai are guvern și autorități. Acum gândiți-vă că alea sunt niște arme care pot omora oameni, dar te vezi cu el față în față. Inteligența artificială este ca și cum dai câte 20 de arme de asalt uh, digitale cuiva de oriunde de pe internet care poate ataca oriunde pe, pe lumea asta. Nu, nu vreau să par eu prea prăpăstios, dar hei, da, uite, apropo, celor care le-a scăpat, ăsta este filmulețul Airhead, făcut cu tehnologie de la Sora. Adică dacă vrei și un pic de artă, uite cum arată un personaj care, în loc de cap, are un balon. Și tot filmulețul ăsta pe care îl vedeți este făcut integral, este un short film făcut de un artist în colaborare cu cei de la OpenAI. Ia uite -l. Credibil? Ai era să-și piardă capul. Cu toții avem momente când riscăm să ne pierdem capul. Și nu știu cum poți să fie atât de relaxată într-un magazin cu cactus. E o metaforă frumoasă însă pentru uh, etapa în care ne aflăm. Și, încă o dată, așa arată ceea ce putem face cu tehnologie disponibilă comercial, public de astăzi. Dar aminte, cine știe ce -o mai fi prin laboratoare? Tare, nu? Toate astea făcute cu Uh, cu niște prompturi, efectiv, este uh, textul video, dacă vrei, cu inteligența artificială. Ăsta este un robot și gata să vi l-am arătat. Tot la capitolul tehnologiei din asta care ne-a lăsat gură cască. Săptămâna asta vreau să vă arăt uh, ce s-a întâmplat cu personajul acela, uh, tipul acela care a primit implant de la Neuralink. E bine omul, ce, ce crezi că a făcut primul lucru după ce a venit implantul? Ăsta mic, pe care îl vedeți acolo? S-a apucat de gaming. Într-un filmuleț postat de cei de la, de la Neuralink, omul este arătat în prima fază jucând șah, după care a trecut la Mario Kart, după aia a trecut la Civilization. <laughs> și a petrecut o noapte întreagă jucându-se, lucru pe care nu putea să mai facă de foarte multă vreme, pentru că devine din ce în ce mai priceput la a controla uh, cu privirea și cu intenția anumite, anumite obiecte. Uite, ăsta este filmulețul postat de cei de la Neuralink, și după care am aflat și povestea omului. Săpând un pic mai mult, am, fost curios să aflu cum, cum, poate, cum, a reușit omul ăsta să ajungă pe lista celor de la Neuralink pentru a primi implant. E bine, omul era paralizat de mai multă vreme și un prieten de-al lui l-a sunat la un moment dat într-o zi, prietenul l-a fi băut, și a spus, bă, vezi că sunt unii care bagă implanturi în cap, nu vrei să încerci? Și le-a scris celor de la Neuralink și Neuralink l-au acceptat și i-au făcut implantul. Pare prea simplu, nu? E bine, Cam atât de simplu s-ar putea să fie, și în momentul acesta vedem deja uh, un cyborg, un om, care tocmai din cauza faptului că are un dezavantaj, un handicap, a fost upgradat la control cu mintea. Acum, toată discuția asta despre succesul celor de la Neuralink nu ar trebui să exclude și faptul că testele lor inițiale pe maimuțe nu au fost tocmai reușite. Acesta este primul lor test reușit. Mare lucru că s-a întâmplat. Însă, după cum știm cu toții, este în fază incipientă, dar dacă omul ăsta primește totuși acces la inteligența artificială prin implantul ăla, s-ar putea să vedem fix oamenii ăștia care au handicap devenind mai rapid integrați cu inteligența artificială. Hmm. Începe de un avantaj când ești, când ai un handicap, ca să poți introduce tehnologia asta. Dar oare e o idee bună? Nu cred că e o idee bună deocamdată. Prefer varianta biologică. Dacă tot am spus mai devreme de reducere la iPhone 15, hai să vorbim despre iPhone 16. Pentru că cel mai probabil în iOS 18 nu vom vedea totuși uh, un chatbot gen ChatGPT. Siri, eu am mai spus chestia, sau zic de ani de zile, are nevoie de un upgrade major. Apple a cumpărat deja, este într-o campanie agresivă de cumpărare de companii uh, de inteligență artificială mici, startup-uri mai ales, dar până atunci este în discuții în paralel și cu Google, OpenAI și Baidu pentru a face parteneriate și să introducă chatbots pe, uh, pe telefoanele lor și pe device-urile lor, care să meargă cumva prin Siri, că v-am mai arătat eu cumva că prin Siri puteai să chemi uh, ce GPT în gândire, poți să o faci, poți să integrezi chestia asta. Însă, problema este că, deocamdată, acea inteligență artificială, acel CGPT, să zicem în cazul ăsta, acest uh, LLM, nu poate să genereze și acțiuni în device-ul tău. Adică Siri poate să inițieze un apel, poate să scrie un e-mail, poate să facă lucruri, însă uh, pasul următor este ca să transformi asistentul vocal de pe device-ul tău într-un agent care să facă mai multe acțiuni până și atinge obiectivul. Dacă tu îi spui, spre exemplu, căutăm informația asta, apoi fă lista de cumpărături, dă drumul la comandă cu livrarea acasă după ora 5. Ar trebui să poți să faci chestia asta folosind mai multe tipuri de servicii, iar inteligența artificială de pe telefonul tău să se comporte ca un agent, nu doar ca un singur punct care caută informație și ți-o -ți repetă. Da? E ceva de genul ca atunci când dacă ai, spre exemplu, Google Home sau Apple Home, funcțiile astea de locuință, de smart home pe device-ul tău, în momentul în care faci o scenă, să facă mai multe acțiuni legate între ele. Bine, asta este deja de partea de grădiniță. Acești agenți împreună cu inteligența artificială ar să poată să facă mult mai multe chestii. Ei bine, din informațiile pe care le-a publicat cei de la Mac Rumors, care îl citează pe Mark Gurman, de la Bloomberg, destul de bine conectat și care vine destul de desculicuri, Aparent, în iOS 18 nu va exista așa ceva. Mi se pare că Apple rămâne un pic totuși în urmă la acest capitol. Dar știți cine nu rămâne încă în urmă? V-am mai spus eu aici în ultimele săptămâni și începe să afle toată lumea despre chestia asta, nu ca aș fi aflat eu primul, despre Claude. Eu, spre exemplu, mi -am, nu doar că mi-am inst -ă, mi instalat, n-ai cum să-ți instalez că funcționează într-un browser, e bine, Claude, în versiunea a treia, este superior lui GPT-4. Uh, nu știu dacă e superiorul lui GPT 4 Turbo, pe care poți să-l accesezi doar prin API, dar Cloud, și hai să vă arăt eu cam cum arată. Arată cam așa. E o interfață foarte simplă. Uh, este apropo și ele pe bază de abonament, dacă vrei să folosești Cloud 3. Cloud 2 este cu acces gratuit și destul de limitat. Dar uite, spre exemplu, câteva dintre, dintre chestiile pe care le-am dat să le fac în ultima perioadă, i-am încărcat inclusiv poze și Claude are recunoaștere foarte bună de text și de poze și folosește inclusiv destul de bine și limba română. Ce vrea să-l întreb? Care este cea mai bună? Dar uite, că îți face eu dacă vrei... Uh... Îți, îți, face un top. Gelato italian, acest de înghețată este faimos pentru textura sau mătăsoasă și aromele așa, unde cele mai populare sunt tracetala, fior de late, nociola și pistaci. Eu sunt de acord. Eu sunt pe, pe fistic. Înghețata turcească, culfi indiană, mochi japonez, înghețata americană. Ce și și da. Dăm rețeta pentru cea de fistic. Ia zi, știe? Da, asta e. Se mișcă bine. Deci, și astea sunt deja doar funcții de chatbot. Însă, eu i-am dat inclusiv poze cu chestii la care mi-a dat, uh, să-mi dea diagnostic. L-am forțat și la capitolul ăsta am spus că este pentru educational purposes. Mi se pare Claude în momentul ăsta foarte bun pentru uh, a-ți face research. Are însă limit o limitare și el de tokeni. Spre exemplu, mai devreme, nu știu dacă ați văzut aici, eu aveam în chat inițial... Uh, I-am dat articolul din New York Magazine, i-am dat linkul articolului și nu mi-a făcut sumarizarea lui. La chestia asta, CGPT mi se pare mai bun pentru că face și browsing prin Edge. Are pluginurile alea. Claude încă nu funcționează cu pluginuri. Deci dacă te obișnuit să lucrezi cu pluginuri, s ar putea chestia asta să te ajute. La Claude încă, iată, încă nu face browsing. pe care i am dat textul și tot nu mi-a făcut rezumat, pentru că era textul ăla, vă spuneam, kilometric. Am zis, la un moment dat mi-am pierdut răbdarea, v-am spus, după ce am citit vreo câteva minute. Am zis, băie, e prea, prea mult, prea să tot bate apa pe aici, vreau să-mi să dea esența și n-am reușit să o obțin. Așadar, jucați-vă și cu Claude dacă vă placă acești chatbots. Acum nu știu dacă știți, dar americanii se pregătesc pentru un moment cel puțin la fel de spectaculos cum a fost eclipsa noastră de soare. Pentru că vor avea eclipsă totală de soare în 2024 și se va întâmpla pe 8 aprilie. Nu va fi chiar totală, este parțială, însă va fi întinsă pe o bucată destul de mare. Are, uite, e pe o bucată de 115 mile, care trece prin 15 state americane și Canada, ba chiar și un pic prin Mexic, și este, este o bandă de nu știu câte sute de metri lățime, de pe care se poate observa cel mai bine maximul din soare care va fi acoperit va fi de 81%, va fi eclipsat de lună și asta se va întâmpla undeva în Virginia. Iar în, acest, în timpul acestei eclipse, cei de la NASA au de gând să lanseze mai puțin de trei rachete pentru a face cercetare științifică pe acest subiect. Întâmplarea face că aceleași trei rachete au mai fost lansate pe 14 octombrie tot în timpul unei eclipse parțiale, Uh, și, a, a, spre exemplu, asta s-a întâmplat în New Mexico, unde a fost o eclipsă parțială de 90%, au fost ridicate până la 216.219 și 218. Însă care-i scopul? Până la urmă, de ce lansează NASA aceste rachete? Uh, scopul acestor lansări este să urmărească dacă apar perturbări, schimbări în atmosfera Pământului în timpul acestor eclipse. Sunt pregătiți să pariez că sunt, pentru că este ca și cum, dintr-o dată, adică chiar nu mai e soare în momentul ăla, aproape nu mai e soare deloc. Și atunci dispare și radiația, căldura, dispare și lumina și cu siguranță sunt efecte în atmosferă, dar și asupra noastră, asupra plantelor. Pur și simplu și, și într-o zi noroasă când nu vezi soarele, ți se schimbă starea. Imaginează ce înseamnă să facă întuneric în mijlocul zilei. Alta dată, acum niște sute mii de ani, oamenii credeau că zeii s-au supărat și că îi pedepsesc, printre altele. Și atunci se duceau, nu știu, să tai o capră <laughs> ca să liniștească pe zeul ăla. Acum însă, uh, oameni de știință vor să vadă dacă chestia asta afectează ionosfera, dacă afectează undele radio și alte asemenea. Și dacă tot vorbim despre spațiu, hai să vorbim, cum am spus în ediția trecută, despre uh, telescopul Euclid, uh, care a fost reparat. Dacă vă aduceți aminte, acest, uh, acest telescop uh, al Agenției Spațiale Europene, care uh, urmărește, să zicem așa, partea întunecată a Universului, avea o problemă pentru că uh, Um, suprafața pe care, să zicem așa, colectează lumina, radiațiile, era acoperită cu gheață, de grosimea ADN-ului. Adică ceva ce n-ai fi văzut niciodată cu ochiul liber. Și specialiștii au zis că cea mai bună soluție pe care au, au găsit-o a fost să încălzească puțin oglinzile, ca atunci când îți degevrezi parbrizul. Și ce se vezi? A funcționat, chiar și în spațiu unde nu există deloc aer. Șase oglinzi au fost afectate de această gheață, iar încă o dată strategia lor de a încălzi aceste oglinzi se pare că a funcționat foarte bine. Oglinda a fost încălzită timp de 1,6 ore, deci cât vine asta așa? O oră și 40 aproape, ridicându-i temperatura de la minus 232, de la minus 147 de grade Celsius până la minus 113. Deci, i-au ridicat temperatura cu cât vreo aproape 40 de grade de la minus 171 la minus 113 și în acest, în acest interval s-a încălzit suficient de mult încât gheața aia se desprinde și să plece de pe oglinzi, astfel încât să primească cu 15% mai multă lumină și asta să reintroducă um, acest telescop în circuit și să-și facă treaba așa cum a fost proiectat. Ultima știre despre spațiu care mi-a plăcut săptămâna asta și pe care vreau să vă spun este că um, avem ceva mai tare chiar decât eclipsa solară anul ăsta, oamenii de știință prezic că în 2024 sunt șanse foarte mari să vedem uh, o explozie a unei nove, adică o stea care explodează, uh, care n-a mai explodat de 80 de ani. Este o stea care tot explodează, se tot, uh, cum îi spune, it blows, its stop, pur și simplu explodează încoată, efectiv dă pe din afară și în momentul în care, uh, uite, se numește novate T. Corone Borealis. Asta explodează undeva la 80 de ani, și momentul în care explodează este, este unul dintre cele mai luminoase obiecte de pe cer, mai luminoase chiar decât planetele din sistemul solar. Se află undeva la 3000 de ani lumină de Pământ, deci cel mai probabil, dacă e la 3000 de ani lumină și explodează la 80 de ani, asta a mai explodat deja niște multe zeci de ori până acum, și noi o să tot vedem de aici înainte ceea ce s-a întâmplat deja în trecut. Că noi vedem ce s-a întâmplat acum 3.000 de ani cu ea, nu? ca ea a luat luminii să ajungă la noi. Ok? Această Corona Borealis este um, o albă pitică uh, și uh, această explozie este o chestie, vă spunem, care se întâmplă doar o dată la 80 de ani și este vizibilă chiar și cu ochiul liber. Va dura destul de puțin, uh, însă dacă ești atent și urmărești subiectul, ai putea să, să o vezi într-o noapte cu o singură condiție să nu fie nor pe cer sau să nu fie prea multă poluare în orașul tău. Hai să revenim totuși un pic la știință, pentru că la capitolul Energie regenerabile și alte chestii asemenea am descoperit o știre care m-a făcut să zic cum, Parcă hidrocentralele erau o sursă de energie regenerabilă complet curată. Ei bine, se pare că nu e chiar așa, pentru că în apă este foarte mult metan. Evident, este metan care apare din fermentație, din tot felul de organisme care uh, se descompun acolo, și în momentul în care apa este agitată de turbine și iese din lacul de acumulare și trece prin hidrocentrală, se elimină în atmosferă foarte mult metan care acum mai nu se discută că ar trebui cumva capturat ca să-l folosim, evident, ca o sursă de energie și astfel să nu-l eliberăm în atmosferă dacă tot trecem apa prin lacurile de acumulare. Cercetătorii estimează că de pe urma acestor diguri, acestor baraje, s-ar elimina în atmosferă undeva la un miliard de tone de metan în atmosferă în fiecare an. Sunt tare curios dacă cineva de la hidroelectrica s-a gândit la chestia asta și ar putea să încerce să captureze metanul, pentru că sunt deja locuri de pe planetă. Uite, spre exemplu, um, Uh, cum ar fi, spre exemplu, zonele astea unde se tratează apa. Ce de la Panova, spre exemplu, când fac epurarea apei, la, uh, acolo unde se face tratamentul, rezultă destul de mult metan, pentru că apa murdară, care conține material organic, ce credeți că face materialul organic? Adică mizeria, pupul, care ajunge acolo în apă. Fermentează, se descompune și prin descompunere, evident, ajunge să creeze și metan. Și atunci, ar trebui cumva să capturăm chestia asta. Este o formă, dacă vreți, de biomasă, dar co colectată diferit, pentru că am și filmat-o astfel de, de fabrică, avem foarte puțin în țara noastră, care, spre exemplu, transformă mâncarea expirată și tot felul de deșeuri din astea alimentare, în, le compostează și cu anumite bacterii le, le bagă în fermentație și colectează acel metan care apoi se transformă în energie ori poți să arzi ca să faci apă caldă, apa caldă o poți băga într-o turbină sau pur și simplu poți trimite metanul acela în altă parte unde să fie folosit. Acest metan este evident produs de bacterii și care consumă evident orice găsesc organic în apă, iar metanul ajunge în cele din urmă să se dizolve în apă. Asta este problema cea mai mare, pentru că nu stă ca niște bule acolo și face pup afară. Ajunge să se, efectiv se dilueze în apă și tocmai ăsta este încă unul din motivele pentru care să nu bea apă din lacuri. Dacă te preocupă chestia asta, pe lângă bacteriile, E. coli și alte asemenea, apropo, de o săptămână aceasta, autoritățile din Marea Britanie i-au încurajat pe sportivi să nu mai vâslească pe Tamisa în zona centrală pentru că s-a găsit uh, bacteria E. coli uh, în cantități prea mari, astfel încât. Uh, asta ca să nu vorbim despre Dâmbovița, pe care au oprit-o săptămână asta și au găsit-o plină de trotinete și gunoaie. Și caseta de canalizare care este fix sub Dâmbovița s-a spart și cele două au ajuns să comunice între ele. Deci, în Dâmbovița nu e o problemă de ecoli, e o problemă direct de nucleară biologică, dacă vreți. Și tocmai de aceea, pe anumite bucăți, veți vedea Dâmbovița în București oprită, secată, pentru că se lucrează la reparații, însă se estimează că reparațiile necesare ar costa sute de milioane de euro și ar dura destul de mult timp, iar autoritățile au un plan să înceapă lucrările din 2025. Asta este iarăși o știre care mi-a atras atenția. Deci să nu vă speriați că oricum Dâmbovița curgea foarte încet și este o apă dirijată. Mare parte din apa Dâmboviței ajunge prin salba de lacuri sau efectiv se infiltrează în pământ, pentru că Bucureștiul, dacă trăiește aici, cred că ți-ai seama deja, este o mlaștină și la propriu și la figurat. În multe locuri, nu peste tot. Acum o să devenim un pic așa, o să ne ducem un pic la extrem. Uh, ne mai place să mai visăm la viitor. Una dintre chestiile care mie îmi plac cea mai tare în SF este călătoria în timp. E bine, un astrofizician susține că a găsit deja soluția pentru călătoria în timp. Deocamdată doar teoretic uh, și toată chestia asta ne aduce în minte toate filmele despre călătoria în timp și ne pune o singură întrebare. Păi dacă omul ăsta de știință și-a dat seama cum funcționează călătoria în timp, de ce n-a făcut-o cineva? De ce nu s-a dus cineva în viitor? De ce nu s-a întors cineva din viitor să ne spună cum a făcut-o? Sau poate că există un grup de oameni care fac chestia asta și de pe urma lor s-au făcut foarte multe seriale. Oricum ar fi, teoretizarea este o chestie foarte interesantă, până la practică însă mai avem distanță destul de mare. Fizicianul însă Ron Mallet pretinde însă că a rezolvat ecuația călătoriei în timp și a descoperit cum să construiască o mașină a timpului. Este și el inspirat, aparent, de H.G. Wells, despre care v-am mai spus. Este unul dintre cei mai prolifici și mai talentați autori de SF ai tuturor timpurilor. Omul a scris acum bine de 100 de ani. Spre exemplu, Războiul Lumilor, War of the Worlds, a fost scris de el înainte să existe automobilul. Gândiți-vă doar la chestia asta. Omul scria despre extraterestri care vin pe pământ înainte să existe automobilul pe pământ. Doar așa dacă vreți o idee. Din păcate însă, în afară doar de niște afirmații cum care avea o ecuație și planul să facă o mașină a timpului, nu mai știm nimic altceva despre acest personaj. Sunt tare curios dacă vom mai afla totuși ceva, dacă nu cumva călătorește în altă etapă și cine știe unde ajunge. Că l-am văzut și pe Indiana Jones, cum s-a dus înapoi până la Pitagora și nici mai vrea să mai întoarcă de acolo. Să nu vă dau spoiler dacă n-ați văzut de la film. L-ai văzut? Da. Călătoria în timp mi se pare una dintre cele mai frumoase chestii la care poți visa. Din păcate, rămâne doar un vis și poate că e mai bine așa. Însă, ce nu este un vis și o chestie pe care mi-o doresc de foarte multă vreme este să distrugem toate bolile, una câte una. Și se pare că, în sfârșit, avem un, uh, un cure, cum zicem asta, un leac, un antidot complet pentru HIV, care se poate transforma, evident, apoi în, uh, în SIDA. Vorbim despre uh, un antidot care efectiv blochează și omoară virusul în formă latentă. Pentru că v-am mai spus pe parcursul timpului că există tot felul de tratamente deja pentru HIV, însă autoritățile și cercetătorii au mers un pic mai departe, da, oricine care își descoperă HIV-ul suficient de vreme poate să primească ajutor și, după chestia asta, poate să trăiască o viață normală. Deja se trăiește cu HIV. Nu prea, HIV nu prea, mai, nu prea mai ucide. Aici e o teorie interesantă a oamenilor de știință care spun că. Aceste, aceste virusuri foarte puternice, care sunt foarte letale, sacrifică viralitate pentru uh, partea de mortalitate. Cu cât omoră mai mulți oameni, se poate extinde mai puțin, pentru că își omoră gazdele. Și atunci, ca să poată extinde, își mai reduc partea de fatalitate, de mortalitate, astfel încât să devină mai infecțioase. Nu știu cât adevăr în chestia asta, sună plauzibil, însă până una alta, cercetarea asta în legătură cu HIV-ul vine și să ne spună că în momentul acesta putem să ne ducem la oamenii ăștia care sunt în tratament deja și să le aplicăm antidotul, iar acest antidot să se ducă la nivel celular și să elimine și ultimele urme de HIV, pentru că cea mai mare problemă cu HIV-ul este că cei care trăiesc cu HIV-ul știu că trebuie să-și facă tratamentul și analize până când HIV-ul coboară la praguri nedetectabile. Dar asta nu înseamnă că dispare. Iar rămâne acolo și poate oricând să se reactiveze. E destul de perfid, tocmai de aceea este, uh, cu acest virus uh, s-a luptat uh, comunitatea științifică zeci și zeci de ani, Au omorât atât de mulți oameni. Și atunci, posibilitatea asta de a după el la nivel celular și să-l uh, vânezi cu o chestie care este ca un vaccin, până la urmă, mi se pare foarte tare. Particula care va fi folosită se numește HLP și este o particulă HIV uh, moarte deja, care conține proteinele din HIV și generează un răspuns imunitar în pacient. Ați mai auzit chestia asta, nu aia cu parcă cu are neu mesager? E bine, chestia s ar putea să trateze boala, spun cercetătorii de la Universitatea din Ontario și cei de la Universitatea din Bristol, spre exemplu, care au și publicat o lucrare științifică în legătură cu subiectul ăsta. Acest HLP a fost, așadar, pe care ei l-au folosit, această, să zicem așa, particulă moartă, acest HIV mort, pe care l-au folosit, ca un fel de vaccin până la urmă, este de 100 de ori mai eficient la a trata virusul, de a elimina virusul în persoanele care trăiesc deja cu uh, HIV cronic. Deci, cei care trăiesc cu el de foarte multă vreme, care sunt deja în tratament și care au deja inclusiv tratamentul acela CART, Combined Antiretroviral Therapy. N-aș intra în mai multe detalii. Sunt convins că dacă te interesează subiectul, știi ce să faci mai departe. Subiectul l-am găsit pe Newsweek, dar cu siguranță în comunitatea științifică se va afla din ce în ce mai mult. Mi se pare foarte importantă cercetarea asta și cred că avem nevoie de mai mulți oameni în oncologie, dar și în partea asta de luptă împotriva bolilor incurabile, pentru că eu am încredere că în următorii câțiva ani, cu ajutorul mai ales a inteligenței artificiale și a puterii de calcul care începe să apară mai ales de la Nvidia, dar și din alte locuri, să găsim toate aceste leacuri. La știri la auto am o știre dublă, pentru că este și mașină și avion, și v mai arătat noi aici acest aircar. E bine, compania care produce aircar a fost vândută unei companii chineze. Mi s-a părut întotdeauna spectaculos conceptul lor, pentru că, într-adevăr, arată ca o mașină. Uite ce drăguți se învârt roțile din spate. Uite, să tragă frâna de mână când, a, după ce a decolat. E bine, chestia asta pe care o vezi tu, așa că zboară, se poate efectiv plia la loc și poate circula și pe drumurile publice. Este un obiect, așadar, care se poate zbura, care are, are tail number, este autorizat să zboare de pe, de pe aeroporturi, dar în același timp, prin faptul că își plia aripile și își retrage uite, coada, apoi poate circula pe drumurile publice. Și, așa cum o vezi chestia asta, a zburat deja mai mult de 40 de ore între niște aeroporturi uh, din, uh, din Slovace. E bine, compania a fost deja vândută uh, și uh, cei care au cumpărat-o chinezii au deja drept exclusiv să opereze într-o anumită zonă din China, anumită Canzhou, Hebei Jiangxin Flying Car Technology Company. Practic, chinezii au cumpărat tehnologia asta pentru că li se apără lor foarte interesant cum poți să faci și mașină și obiect de zburat. V-am mai arătat eu, inclusiv de la CES 2024 mm. și 2023, tot felul de proiecte de mașini zburătoare, deși nouă ni se par în condoare SF, că unele dintre ele nu sunt gata, că nu sunt chiar așa reușite. E bine, este o bătălie întreagă pe acest mod de transport și companiile care dezvoltă, Orice în acest domeniu sunt extrem, extrem de interesante, nu doar pentru investitori, ci și pentru țări cu totul. Spre exemplu, cei de la Ehang, cu modelul 84 184 deja zboară în Dubai. Sau v-am arătat, inclusiv într-un interviu foarte fain cu pilotul de teste, acel Supernal, dezvoltat de cei de la Hyundai, cu o companie în Statele Unite, care promite că va face zboruri din 2025, pentru că are deja toată tehnologia autorizată și inclusiv a făcut zboruri de probă. Așadar, nu luați în râs mașinile zburătoare pentru că ele chiar vin. Oh boy! Mai suportați încoștire despre GTA 6? <laughs> nu știu, dar dacă te interesează cota cu urmărești subiectul de aproape și are și update-uri, pentru că se pare că cei care se ocupă de producția jocului își cheamă oameni înapoi la muncă deoarece producția a rămas în urmă, jocul care trebuia să fie teoretic făcut public în 2025 a fost împins deja pentru 2026. Am mai auzit chestia asta cu mai multe filme. În ultima vreme avem mari probleme să scoatem chestiile de pe bandă la timp. Grand Theft Auto 6, așadar, unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie nu va veni în 2025, aparent, și va aluneca spre 2026, spun cei de la Kotaku, iar cei de la Rockstar Games să-și cheamă oamenii de acasă pentru a accelera producția, pentru că se pare că au rămas în urmă. Cei însă care au văzut deja primele trailere sau leak urile care au mai scăpat spun că GTA 6 se anunță să fie și acesta un super hit. Știm cu toții că ce au reușit să facă cu edițiile anterioare a fost greu de egalat, nimeni n-a reușit aceeași chestie, însă nivelul de detaliu și de complexitate se pare că va bate tot ce am văzut până acum. Sunt curios dacă o să încapă pe PS6. Oare încape? Uite, sunt oameni care vor pur și simplu să-și cumpere o consolă doar pentru jocul ăsta atunci când o să apară. Tare, nu? Încă o ocazie foarte bună să, se, să fie păcălite televiziunile de știri cu uh, filmări din uh, jocuri foarte suprarealiste. Dacă tot stai la capitolul recomandări, cartea pe care vreau să vă recomand uh, săptămâna aceasta este de la Lee McIntyre uh, și a fost publicată la Humanitas și se numește Cum să Discuți cu un Negaționist al Științei. Și vreau să vă citesc doar o chestie foarte scurtă pe care am găsit-o aici și mi-a plăcut. Astfel, poate că soluția pentru combaterea negării științei și cea pentru problema mai extinsă a negării motivate politică a realității ar fi și ea aceeași. Trebuie să începem să vorbim din nou unii cu alții. Dacă am încercat să convingem pe cineva să-și schimbe convingerile politice sau ideologice, cum am face-o? Probabil nu încercând să le eliminăm deficitul de informație. Adică nu este suficient să arunci cu informație la oameni, ceea ce facem și noi aici. Și niciun caz strigând sau insultând. Am putea menționa unele fapte dacă ne-am putea înțelege în privința lor. Practic să găsim niște chestii la care să începem să fim de acord la bază. Dar în cea mai mare parte a timpului am recurge la un set de valori comune, la un gen de identitate comună. Iar singurul mod de a face asta e prin construirea unei relații personale care ar spori încrederea. Trebuie să recunosc chestia asta. Că de fiecare dată când am stat de vorbă cu cineva în contradictoriu, Discuția a mers mai bine dacă persoana m-a perceput ca fiind cumva, cumva de partea lui sau măcar bine intenționat. Tocmai de aceea nu văd nicio, nicio utilitate în scandal și în țipat unii la alții. Cred că este și unul din motivele pentru care noi am arătat cu brio valul acela de content țipat, strigat, cu atitudine foarte agresivă, pentru că nu îl văd folositor pe termen lung. Da, atrage atenția asupra ta, însă vei obosi oamenii. Și tocmai de aceea mă bucur dacă sunteți alături de noi și ne urmăriți, chiar dacă nu suntem suficient de bombastici. La final am pentru voi ceva foarte tare. Ăsta este un documentar făcut de un rus care se numește Inside Rural Russia. when military and patriotism are your life. Problema este că acest documentar a ieșit așa de bine încât a fost interzis în Rusia și are mare succes în afara Rusiei. Uite știu cum arată băiatul ăsta. Stai că e, e, e prea tare faza. Deci îți-l arată... Bine... Cred că am mai văzut chestia asta, scena asta, parcă am mai văzut-o undeva. Să fi fost undeva la țară, la noi, vas lui Bacău, Suceava, Sălaj, Olt. Poate fi oriunde la țară, nu? Uitați-vă și voi la strada asta. E ceva diferit față de ce am mai văzut pe la noi? E bine, lucrurile se complică însă și mai mult, pentru că în documentarul acesta uh, autorii au mers peste tot prin, prin, Rusia, au avut un acces foarte bun și au încercat să arate cum copiii sunt îndoctrinați din școală că trebuie să lupte pentru patria mumă care este sub asediu. Cineva atacă Rusia și li se explică cu grenada, cu chestiile astea, paradele acestea cu tancuri interminabile care se întâmplă de fiecare dată, iar în paralel oamenii sunt într-o stare de degradare continuă postați cineva o chestie, documentarea pe care ți-am povestit, însă o să te ajute să înțelegi mai bine de ce, spre exemplu, soldații ruși, când au ajuns în Ucraina, au plecat inclusiv cu mașinile de spălat și au furat tot ce au găsit. Sunt tot felul de filmulețe pe internet, nu mai găsesc eu acum să vi-l arăt, spre exemplu, cum arată viața unei, unei automat de cafea din Rusia. Pur și simplu, oamenii veneau și luau cu totul paharele de hârtie de fiecare când se aproviziona aparatul, veneau și luau toate paharele și plecau cu ele. Sau, Vreau să cumpere cafea, luau paharele alea, le umpleau cu lapte de lângă, își puneau foarte mult zahăr, puneau capacul peste și plecau să-și pună cafeaua lor de acasă, fără să plătească nimic. Și prin comparație mă gândeam, spre exemplu, cât de multe aparate de cafea au apărut prin toate aeroporturile europene. Nu știu dacă ați văzut, cei care călătoresc, fac naveta sau care se uh, mai la muncă prin vacanțe, cred că ați văzut că au apărut din ce în ce mai des acele automate de cafea care au tot ce vrei pe lângă ele, dai cu cardul pe automat și îți iei o cafea decentă în orice fel de aeroport. Să și mă gândeam, chestia rusiană Rusia nu are nicio șansă. Un automat supravegheat cu cameră de supraveghere este devalizat în fiecare zi de mai multe ori, de fiecare dată când este aprovizionat cu zahăr, bețe, pahare și alte asemenea. Este o cultură din asta a sărăciei, dar o îndoctrinare fantastică. Haideți totuși să, să încheiem această ediție de Curiosity într-o notă ceva mai haioasă. Am, am, fost invazie de oameni pasionați de meme pe live-ul nostru de la Crypto Vineri de Luni, pentru că avem meme coins pe Multiverse iar cel mai de succes se pare că este Bobber săptămâna asta. Nu este singurul meme coin care are mare succes, mai este Book of Memes. Se pare că piața de cripto merge destul de bine și oamenii nu au, au ce face cu banii și bagă pe păcănele, că până la urmă astea sunt toate aceste meme coin -uri. Am mai vorbit despre ele și vom mai vorbi și luni, împreună cu Andrei Brătucu, care în continuare are, are o ambiție să introducă uh, tokenurile românești pe tot felul de dex screenere de pe internet. În paralel te încurajez să-l urmărești și să-i dai un like și un retweet lui Andrei Brătucu, care are o luptă inegală pe internet cu dex screener. Încearcă să-i convingă să listeze Multiversix și tokenurile de pe lanțul românesc, să zicem, sau cel puțin făcut aici la noi, pe site-ul lor, astfel încât tot mai mulți oameni să afle despre ce se publică acolo. Și tot săptămâna asta, o știre foarte rapidă, care combină crypto, blockchain cu inteligență artificială, tokenii de la Ocean Protocol și SingularityNet, dar și Fetch AI se vor combina, practic tokenul de la AI este rebranduit direct în ASI, iar Ocean Protocol și Singularity vor fi și ele înglobate în acest nou ASI care este un nou token care se va numi Artificial Super Intelligence. Și despre Ocean Protocol am mai vorbit, aici l-am avut inclusiv la chestionar pe, pe fondator un tip foarte deștept, dar dacă vreți să afli mai multe, spre exemplu, vom mai vorbi luni despre chestia asta, însă dacă ai în momentul ăsta tokeni FET, Ocean sau AGX, se vor transforma în ASI, un token FET va deveni un token ASI, un Ocean va deveni 0,43 ASI, un AGX va fi un 0,43 ASI. Mai multe despre chestia asta încă o dată vom vorbi live în criptovineri, ca de obicei, într-o zi de luni. Ideea era să facem o ediție mai condensată. Sper că nu m-a lungit prea mult. Îi mulțumesc lui Daniel care va edita și va tăia toate bulbele și toate pauzele. Vreau să-mi mulțumesc lui Vlăduț pentru documentare. Vreau să-mi mulțumesc lui Andrei Brătucu care a făcut cadru astăzi și vreau să mai mulțumesc și mie, cum a zis Snoop Dogg, pentru munca pe care am depus-o și pregătirea subiectelor de astăzi. Vreau să-i urez refacere ușoară lui Radu de care avem încă o nevoie aici, mare nevoie. Ne dăm seama și mai mult în fiecare zi de câte nevoie avem de el. Vă dorim tuturor multă sănătate, spor la cafeluță sau la robinetică. și dacă nu ați dat încă like, faceți-o acum. Ajutați acest conținut să ajungă la cât mai mulți oameni, dați share acestor clipuri. Vă mulțumim foarte mult că urmăriți Curiosity în fiecare săptămână, numerele cresc de la o, de la o lună la alta, așa să ne bucură foarte mult. Mă aruncați o privire însă și la sponsorii din descriere dacă vreți să ne susțineți sau puteți să deveniți membri și să ne susțineți cu un abonament lunar. O fac din ce în ce mai mulți oameni. S-ar putea ca unul din motive să fie că ei văd Curiosity de obicei vinerea în loc de sâmbătă dimineața. Așadar, dacă vrei să vezi știrile din viitor, vinerea, cum ar fi să te abonezi? Mașina timpului funcționează și nu trebuie decât să te abonezi aici pe YouTube. Dacă nu, dacă nu poți o faci și nu vrei, nu este absolut niciun fel de problemă, Îți doresc să-ți fie numai bine și ne vedem data viitoare!